Grimau repetă semnul pentru a treia oară. Haide, glăsui prințul, dă-mi cel puțin câteva amănunte despre fuga noastră. N-am dezlegare să o fac înainte de a sosi clipa. Cine sunt cei care mă vor aștepta de cealaltă parte a șanțului? Nu știu nimic, monseniore. spune măcar ce o să conțină acea faimoasă plăcintă, dacă nu vrei să-mi din minți. Monseniore, vorbi Grimaud, în plăcintă vor fi două pumnale, o scară de frânghie și o pară căluș. Bun, înțeleg. Monseniorul își dă seama că avem la îndemâna tot ce ne trebuie. Noi vom lua pumnalele și scara, zise domnul de Beaufort. Iar pe lara mei îl silim să mănânce pară, răspunse Grimaud. Dragul meu Grimaud, rosti prințul, ești cam zgârcit la vorbă, dar cei al tău e al tău. Când vorbești, ți-e gura aurită. Prințul își dădu seama că și-a cam pierdut stăpânirea de sine. Dar tocmai atunci, ca și acum ar fi ascultat la ușă și ar fi înțeles că gândurile lui Laramei trebuie neîntârziat abătute în altă parte, Grimaud se arătă în prag și îi făcu semn ofițerului că are să-i spună ceva. Laramei se apropie de Grimaud, care îi vorbi în șoaptă. În acest timp, prințul își veni în fire. L-am spus acestui om că nu are voie să intre aici fără încuvințarea mea, Rostiel el. Monseniore, interveni la ramei, trebuie să-l iertați, eu l-am chemat. Și de ce l-ai chemat, de vreme ce știi că nu pot să-l sufăr? Monseniorul să-și amintească de înțelegerea noastră, spuse la ramei. Grimau urmează să ne servească masa aceea grozavă. Monseniorul a uitat de paznicul nostru? Nici de cum. Am uitat doar de Grimaud. Monseniorul știe că fără el nu se poate. Bine, fă așa cum vrei, Vino încoace, băiatule, începu la rame și ascultă ce spun. Grimau se apropie cu o mutră din calea afară de posomorâtă. La continuă. Monseniorul îmi face cinstea să mă invite să luăm mâine seară masa împreună, numai eu cu dânsul. Grimau făcu un semn care voia să spună că nu pricepe în ce măsură îl privește asta pe el. Ba da, ba da, stărui la rame. Din potrivă te privește, fiindcă o să ai cinstea să ne servești chiar tu, fără să mai socotescă dacă cu toată pofta de mâncare și cu toată setea noastră va rămâne ceva prin talere, ori pe fundul sticlelor, asta ți se cuvine ție. Grimau se înclină în semn de mulțumire. Și acum, monseniore," încheie Lara-me, cer iertare alteței voastre. Se pare că domnul de Chavigny va lipsi pentru câteva zile și m-a prevenit că vrea să-mi dea unele ordine înainte de plecare." Prințul încercă să schimbe o privire cu Grimau, dar el parcă nici nu-l vedea. Du-te, zise prințul către Lara Me, și întoarce-te cât mai curând. Monseniorul vrea cumva să-și ia revanșa la partida de ieri? Grimau dădu foarte ușor din cap, de sus în jos. Da, zise prințul, dar ia aminte, dragul meu Lara Me, zilele trec, nu seamănă una cu alta, așa că azi sunt hotărât să te bat măr. Lara Me ieși, Grimau îl urmări cu privirea fără să se clintească din loc și, când văzu că ușa s-a închis, scoase la iveală din buzunar un creion și o bucată de hârtie. Scrieți, monseniore," spuse el. Ce trebuie să scriu?" Grimau ridică un deget și îi dictă. Totul e pregătit pentru mâine seară. Fiti la post între ceasurile șapte și nouă, aduceți doi cai gata înșeuați, noi vom cobori prin prima fereastră a galeriei." Mai departe," zise ducele. Mai departe, monseniore, făcu Grimaud cu mirare. Semnați. Și asta e tot? Ce vreți mai mult, monseniore? Întrebă Grimaud, căruia nu-i plăcea de fel polologia. Prințul semnă. Acum spuneți-mi, monseniore, urmă Grimaud, ați pierdut cumva mingea? Care minge? Și cea cu scrisoarea. Nu, m-am gândit că s-ar putea să ne fie de folos. Ia-o. Și prințul scoase mingea de sub pernă și o întinse. Grimaud zâmbi cu cel mai plăcut zâmbet de care era el în stare. Ei bine, întrebă prințul. Ei bine, monseniore, răspunse Grimaud. Eu ascund biletul în minge. O cos la loc și dumneavoastră în timpul jocului trimiteți-o în șans. Și dacă se pierde? Stă cineva acolo ca să o vadă și să o ia. Un grădinar? Întrebă ducele. Grimaud făcu un semn de încuvințare. Același grădinar de ieri, Grimaud repetă semnul. Așadar, contele de Roșfăr, hmm. se deșteptă de cum se crăpă de ziua avusese niște vise fantastice. Se făcea că i-au crescut aripi și în chipul cel mai firesc a vrut să zboare. La început, aripile l-au susținut de minune, dar când a ajuns la oarecare înălțime, acest ciudat sprijin l-a părăsit dintr-o dată. Aripile s-au frânt și el s-a rostogolit într-un abis fără de fund. Se trezise cu fruntea brobonită de sudoare, zdrobit ca și cum într-adevăr s-ar fi prăbușit din înaltul văzduhului. Apoi îl fură somnul, ca să se rătăcească din nou într-un vălmășac de vise, unele mai prăpăstioase decât altele. Abia închise ochii și cugetul său, năzuind spre o singură țintă evadarea. Se avânta din nou spre această evadare. Acum îi se năzări altceva. Descoperise un tunel prin care putea să iasă de la Vincen și pornise prin acel tunel. Grimau mergea înaintea lui cu o făclie în mână. Treptat, treptat, trecerea se îngusta. Totuși își continua calea, în cele din urmă, tunelul deveni atât de strâmt, încât fugarul încercă zadarnic să înainteze. Zidurile se apropiau și îl strângeau între ele. El făcea niște sforțări nemaipomenite să meargă înainte. Dar lucrul se dovedea cu neputință și totuși îl vedea în depărtare pe Grimaud, mergând cu făclia în mână. Voia să-l strige ca să-l ajute să scape din strâmtoare, însă nu era în stare să scoată o vorbă. Atunci, în celălalt capăt al tunelului, acela de unde venise, auzi pașii urmăritorilor și pașii se apropiau fără încetare, era descoperit și nu-i mai rămânea nicio nădejde să fugă. Zidurile păreau înțelese cu dușmanii lui și îl strângeau tot mai aprig, cu cât mai aprig voia el să fugă. În cele din urmă, auzi vocea lui Larame, apoi îl și zări. Larame întinse mâna, îi puse această mână pe umăr și începu să râdă în hohote. Fu prins și dus în încăperea scundă și boltită, unde pieriseră mareșalul Dornano, pui la și unchiul său. Cele trei morminte erau acolo, ca trei gheburi, și a patra groapă gata săpată nu aștepta decât un cadavru. Așa că atunci când se trezi, prințul făcu cel puțin atâtea sforțări să rămână treaz câte făcuse ca să adoarmă. Și când Lara mei intră pe ușă, îl găsi atât de palit și de istovit, încât îl întrebă dacă nu cumva e bolnav. Într-adevăr, glăsui unul dintre ostașii care dormiseră în odaie și care nu putuse să închidă ochii, chinuit de o durere de dinți căpătată din pricina umezelii. Monseniorul a avut o noapte zbuciumată și de două-trei ori a strigat în somn după ajutor. Ce aveți, monseniore?" întrebă la Ah, tu ești nătărăule," zise prințul. Tu, care mi-ai împuiat capul ieri cu gogomâniile tale despre fuga din închisoare, încât am visat că am evadat de aici și, evadând, mi-am frânt gâtul. La râse din toată inima. Vedeți, monseniore, rosti el, asta e un semn ceresc. Nădăjduiesc că monseniorul nu va săvârși niciodată asemenea nesăbuințe decât în vis. Și ai dreptate, dragul meu la rame, în cuvință prințul, ștergându-și sudoarea care încă îi mai șiroia pe frunte, deși se deșteptase de atâta vreme. Nu vreau să mă mai gândesc decât la mâncare și la băutură. Făcut Lara-mei și, sub un pretext oarecare, trimise o ostașii afară, unul după altul. Ei bine, întrebă prințul, atunci când rămaseră singuri. Ei bine, am poruncit totul pentru masă, spuse Lara-mei. Oh! exclamă prințul, și ce bucate o să avem, lasă vedem, domnule majordom. Monseniorul a făgăduit să aibă încredere în mine, dar plăcintă vom avea, se înțelege, una cât roata carului făcută de urmașul lui Moș Marteau? Întocmai. Și i-ai spus că e pentru mine. Și el ce a zis? Că își va da toată osteneala ca să mulțumească pe alteța voastră. Strașnic! exclamă prințul frecându-și mâinile. Tii, monseniore, se miră la rame Ce mâncăcios v-ați făcut? În cinci ani nu v-am văzut niciodată atât de fericit că în clipa asta. Monseniore, poi mai ne sunt rusalile. Ei și, ce am eu cu rusalile? Te tem cumva să nu coboare Sfântul Duh în chip de limbă de foc și să-mi deschidă ușile temniței? Nu, monseniore, dar v-am povestit ce a prezis afurisitul acela de vrăjitor. Și ce a prezis? Că n-are să treacă ziua de Rusalii fără ca alteța voastră să nu scape de la Vincenz. Prin urmare, crezi în vrăjitori? Nătărăule! Mie nici atâții ca nu-mi pasă, zise la ramei și își degetele. Dar monseniorului Giulio îi pasă, ca italian, e superstițios. Ducele ridică din umeri. Ei bine, fie! Se învoie el cu o bunătate de săvârșit jucată. Îl accept pe Grimaud, fiindcă altfel îmi dau seama că n-am mai isprăvit niciodată, dar nu mai vreau pe nimeni afară de Grimaud. Tu te îngrijești de toate. Poruncești pentru masă orice poftești. Singurul lucru pe care îl doresc eu e o plăcintă ca aceea de care mi-ai vorbit. Plăcinta asta o comanzi anume pentru mine, ca urmașul lui Moș Marteau să se întreacă pe sine. Totodată făgăduiește-i că voi cumpăra de la el nu numai pe timpul cât voi sta în temniță, dar mai cu seamă din clipa când voi scăpa de aici. Credeți deci că veți scăpa? Întrebă Lara mei. De ar trebui. Izbucni prințul drept răspuns. Chiar dacă asta nu o să se întâmple decât la moartea lui Mazarin, tot sunt mai tânări cu 15 ani decât el. Adevărat, adăugă apoi surâzând. La Vincenț viața se trece mai iute. More, rosti la ramei. Monseniore. Sau mor mai devreme, își întregi vorba domnul de Beaufort, ceea ce e tot una. Monseniore, zise la ramei, mă duc să mă îngrijez de pregătirea bucatelor pentru masă. Și crezi că scoți ceva dintr-un elev ca mine? Nădăjduiesc, monseniore, răspunse la ramei. Dacă am să-ți las timp, um, murmură prințul. Ce spune monseniorul? Monseniorul spune să nu cruți punga cardinalului, care a avut bunătatea să ia în seama să grijă de a vedea de hrana noastră. Laramei se opri la ușă. Pe cine dorește monseniorul să-l trimit încoace? Pe oricine, afară de Grimaud. Atunci pe ofițerul de gardă. Cu jocul de șah. Bine. Și Laramei plecă. După cinci minute intră ofițerul de gardă și prințul de Beaufort părea adâncit cu desăvârșire în sublimele combinații ale unui șahmat. De neînchipuit câte gânduri, cita tulburare aduce un semn, un cuvânt, o nădejde în asemenea împrejurări. Prințul se afla de cinci ani încheiați în temniță și o privire aruncată în dărât făcea să-i separă acești cinci ani, deși se scurseseră cu încetineală de melc, mai puțin lungi decât cele două zile, decât cele 48 de ore care îl mai despărțeau de clipa hotărâtă pentru evadare. Apoi, mai era ceva care îl frământa cumplit, anume felul cum se vor petrece lucrurile. Se dăduse nădej de izbândă, dar îi se ascunseseră amănuntele. Nu știa ce avea să conțină misterioasa plăcintă. Ce prieteni îl așteptau? Așadar, după cinci ani de temniță, mai avea încă prieteni, în acest caz, era un prinț tare norocos. Uită că, în afară de prieteni, o femeie își amintise de el, ceea ce era cu mult mai rar. Adevărat, poate că nu-i rămăsese credincioasă în totul, dar nu-l dă uitării, ceea ce înseamnă mult. Erau atâtea motive care dădeau temei frământărilor prințului. Din pricina asta se petrecu și la șah, ceea ce se petrecuse la jocul cu mingea. Domnul de Belfort făcu boacăne peste boacăne și ofițerul îl învinse la rândul său, acum seara, așa cum la ramei îl învinsese de dimineață. Aceste repetate înfrângeri se dovediră însă de folos. Mulțumită lor, prințul se pomeni că s-a făcut opt seara, ceea ce însemna trei ceasuri câștigate. Venea noaptea și odată cu ea somnul. Astfel, prințul mai scăpa de gânduri. Dar somnul e o divinitate plină de toane și tocmai atunci când îl chemi, se lasă așteptat. Domnul de Beaufort se perpeli până la miezul nopții așternut ca Sfântul Lauren pe grătar. Abia târziu a dormi, se oprise la timp, căci tocmai atunci intră la ramei. Monseniorul are nevoie de ceva? întrebă el. Mi era frig, răspunse prințul, și am mai ațățat focul. Știe toată lumea, dragul meu, cât sunt de friguroase încăperile din turnul Vincen. Aici ai putea să păstrezi gheață ori să aduni silitră de pe pereți. Cele în care s-au sfârșit pui Lorenz, mareșalul Dornano și marele stareț, unchiul meu, erau vorba doamnei de rambuie, o travă curată. Și prințul se trânti iar în pat, virând mingea sub pernă. Laramei zâmbi din vârful buzelor, la urma urmelor, era un om, cum se cade, care ajunsese să nutrească o mare afecțiune pentru ilustrul întemnițat aflat în seama sa și ar fi, ar fi fost zdrobit să-i se întâmple vreo nenorocire. Or, nenorocirile ce se abătuseră pe rând asupra celor trei bărbați pomeniți de către duce nu puteau fi în niciun chip tăgăduite. Monseniore, zise el, n-ar trebui să vă lăsați pradă unor astfel de gânduri. Gândurile astea omoară, nu silitra, Eh, dragul meu, replică prințul, ești încântător. De aș putea să mă duc și eu să mănânc plăcintă și să beau o sticlă cu vin de burgundia la, la urmașul lui Jupân Marteau, mi ar râde și mie inima. Într-adevăr, monseniore, întări la me. Are niște plăcinte grozave și un vin fără de pereche. Oricum, urmă ducele, nu-i prea greu ca vinul și bucatele lui să treacă înaintea celor ale domnului de șavinii. Ei bine, monseniore, Propuse la Ramei, căzând în capcană, ce vă împiedică să încercați? De altfel, i-am făgăduit că veți cumpăra de la el. Ai dreptate, spuse domnul de Beaufort. Dacă trebuie să rămân pe vecii aici, așa cum preasfinția sa, Mazarin, a avut bunătatea să-mi dea de înțeles, atunci trebuie să-mi creez o distracție pentru zilele bătrâneții, să mă fac un mâncăcios. Monseniore, rostila la ascultați-mi sfatul, nu așteptați bătrânețea pentru asta. Bine, își zise în sinea sa ducele de Beaufort, orice om, ca să-și piardă inima și sufletul, trebuie să fi primit în dar de la cel de sus unul din cele șapte păcate de căpetenie, dacă nu chiar două, a lui Jupân la rame, mi se pare că e lăcomia. Fie, să ne folosim de asta. Și adăugă cu glasare. Ei bine, dragul meu, la rame, poi mâine e sărbătoare? Da, monseniore, sunt salile. Vrei să-mi dai o lecție, poi mâine? Ce fel de lecție? De lăcomie. Bucuros, monseniore. Dar o lecție între patru ochi. Trimite și să mănânce la popota domnului de Chavigny și facem aici o masă, asupra căreia te lasă hotărăști în totul. Hmm, mormăi la rame. Propunerea era ispititoare, dar la ramei... Orice ar fi gândit cardinalul de rău despre el, era un motan bătrân, care știa toate capcanele în care putea să-l atragă un întemnițat. Domnul de Belfort, cugeta el, are la îndemâna 40 de mijloace de evadare. Oare masa asta nu ascundea vreo capcană? Rămase pe gânduri o clipă. Rezultatul chipzuielilor sale fu că avea să poruncească singur bucatele și vinul. Prin urmare, niciun praf nu va fi presărat în bucate și nici o licoare turnată în vin. Nici pomeneală să-i dea prin minte prințului să-l și el pufni în râs numai cât se gândi la asta. Apoi veni o idee care împăcă totul. Ducele urmărise cu destulă neliniște monologul lăuntric al lui ramei, în măsura în care putuse să îl citească pe față. În cele din urmă, chipul paznicului se lumină. Ei bine, întrebă domnul de Beaufort, primești? Da, monseniore, cu o condiție. Care? Grimaud să ne servească la masă. Nimic nu putea să-i pricinuiască o mai mare mulțumire prințului. Totuși, a avut tăria să ia un aer din calea afară de posomorât. La dracu cu grimau, ăsta al tău!" exclamă el. Am să-i poruncesc să stea toată vremea în spatele alteței voastre și cum nu scoate o vorbă, alteța voastră n-are să-l vadă, nici n-are să-l închipuie că se află la o sută de leghe." Dragul meu," spuse ducele, văd cum nu se poate mai limpe de ce, că nu ai încredere în mine." Capitolul 21 ce conținea plăcinta urmașului lui Jupân Marteau. După o jumătate de ceas, la ramei se întoarse vesel și plin de voie bună, ca un om care a mâncat bine și mai ales a băut bine. Plăcinta fusese gustoasă, iar vinul minunat. Vremea era frumoasă și permitea partida plănuită de joc. Jocul cu mingea la Vincenț cerea să arunci mingea cu nădejde, motiv pentru care se juca afară în aer liber. Pentru prinț, nu era deloc greu să urmeze sfatul lui Grimaud adică să trimită mingea în șanțul ce înconjura închisoarea. Până la ora două, ducele nu se arătă prea stângaci, căci acesta era momentul decisiv. În schimb, pierdu fiecare partidă, lucru care îl înfurie, și, așa cum se întâmplă adesea în astfel de situații, greșelile se țineau lanț, când bătu de două, mingile începură să zboare în șanț spre marea bucurie a lui Laramei, care câștiga câte 15 puncte de fiecare dată când prințul arunca mingea afară. Aceasta se repetă de atâtea ori încât în scurt timp nu mai rămăseseră mingi. La propuse să trimită pe să le recupereze, dar prințul, pe bună dreptate, găsi că ar fi pierdere de timp. Apropiindu-se de zidul înalt de 50 de picioare, așa cum spusese ofițerul, zări un om care lucra într-o grădină din partea cealaltă a șanțului. Hei, prietene! strigă prințul. Omul ridică capul, iar domnul de Beaufort era cât pe ce să scoată un țipăt de uimire. Omul, aparent un țăran grădinar, era Roșfor, pe care prințul îl credea încă la Bastilia. Ce este? întrebă Roșfor. Ai bunătatea să ne arunci mingile, spuse prințul grădinarul dădu din cap și început să arunce mingile, pe care lara și câțiva ostași se grăbiră să le adune. O minge căzu la picioarele ducelui și, cum era evident că roșeforiu aruncase special, o vârâ rapid în buzunar, făcând un semn discret de mulțumire. Deși jocul continua, prințul avea ghinion, căci mingile continuau să sară în șanț. Cum grădinarul nu mai era acolo să le arunce înapoi, acestea rămâneau pierdute. În curând, prințul spuse că s-a săturat de joc și că nu mai are chef să continue. La Rame, încântat de victoria sa, se mândrea că a învins un prinț de sânge regesc. Prințul se întoarse în odaia sa și se culcă, așa cum obișnuia de când i se luasă răcărțile. La Ramei veni să ia hainele sub pretextul că sunt pline de praf și că vrea să le scuture, dar în realitate o făcea pentru a se asigura că prințul nu va pleca nicăieri. Un om tare prevăzător era la Ramei. Din fericire, prințul apucase să ascundă mingea sub pernă. De îndată ce rămase singur, prințul rupse învelitoarea mingii cu dinții, căci nu avea niciun obiect tăios. În minge găsi o scrisoare. Monseniore, prietenii dumneavoastră veghează și clipa eliberării se apropie. Cereți poi mâine să mâncați o plăcintă de la noul plăcintar, care nu este altul decât Noirmont, bucătarul dumneavoastră. Nu tăiați plăcinta decât când sunteți singuri și veți fi mulțumit de ce veți găsi înăuntru. Slujitorul veșnic credincios, conte de Roșfor. Pese, alteța voastră poate avea încredere de plină în Grimaud. E un flăcău isteț și ne-e devotat cu trup și suflet. Domnul de Belfort, care avea din nou foc în odaie, arse scrisoarea și pregăti mingea pentru a-i trimite un răspuns lui Rofor. O, oh, doamne, da!" Nătărăi ăștia de vrăjitori nu mai știu ce să născocească pe cinstea mea ca să-i scoată din minți pe oamenii cum se cade. Și ce i-ai răspuns, ilustrisime eminente? Că dacă astrologul cu pricina ar întocmi vreun almana, n-aș sfătui o să-l cumpere. De ce? Fiindcă pentru a scăpa de aici, ar trebui să vă prefaceți în cintezoi sau sfredeluși. Și din nenorocire ai dreptate. Haide să facem o partidă la ramei. Monseniore, cer iertare alteței voastre, dar trebuie să-mi acordați jumătate de ceas răgaz. Fiindcă monseniorul Mazarin se ține mai mândru decât dumneavoastră, cu toate că nu-i chiar de viță nobilă și a uitat să mă poftească la masă. Ei bine, nu vrei să poruncesc să-ți aducă să mănânci aici? Nu, monseniore. Trebuie să vă spun că plăcintarul de peste drum de noi, căruia îi se zicea jupân marteau. Ei bine, ei bine, de opt zile și-a vândut prăvălia unui cofetar din Paris, pe care se pare că doctorii l-au sfătuit să trăiască în aerul curat de la țară. Și ce mă privește asta pe mine? Răbdare, monseniore! Acesta furisit de plăcintar are în fața prăvăliei o tarabă cu tot felul de bunătăți care te fac să-ți lase gura apă. Mâncăciosule! e. doamne, monseniore, urmă lara mei. nu ești mâncăcios dacă îți place să mănânci bine. E în firea omului să caute lucrul cel mai de soi și atunci când e vorba de plăcintă, și atunci când e vorba de altele. Și păcătosul de plăcintar, trebuie să vă spun, Monsignore, văzând că mă opresc în fata tarabei lui, s-a apropiat de mine cu vorbe dulci. Domnulele, Lara me, să mă ajut să-i capă de clienți pe întemnițații din turn. Am luat prăvălia asta pentru că fostul stăpân m-a încredințat că tot castelul cumpără de la el și, pe cinstea mea, domnule Lara mea, de 8 zile de când am venit aici, Domnul de Chavigny nu mi-a dat prilejul să vând măcar o prăjitură. Eu i-am spus, pe semne că domnul de Chavigny se teme că n-ai lucruri prea de soi. Eu să n-am lucruri de soi? Ei bine, domnule Larame, vreau să judecați singur și asta chiar acum pe loc. Nu pot, i-am răspuns, trebuie neapărat să mă întorc la castel. Fie zice, duceți-vă și vă vedeți de treburi dacă sunteți grăbit, dar într-o jumătate de ceas vă întoarceți. Într-o jumătate de ceas? Da, ați stat la masă? Nu, pe cinstea mea. Ei bine, vă așteaptă o plăcintă și o sticlă cu vin de burgundia din cel vechi. Și înțelegeți, monseniore, cum sunt flămând, aș vrea cu îngăduința alteței voastre. Și la ramei se înclină. Du-te, dobitocule, zise prințul. Dar ia aminte, numai jumătate de ceas. Monseniore, pot să-i făgăduiesc urmașului lui Jupân Marteu că veți târgui de la el? Da, numai să nu pună ciuperci în plăcintă. Știi doar, adăugă prințul, ciupercile din pădurea Vincenz sunt aducătoare de moarte în familia mea. Lara May ieși fără să ia în seamă aluzia prințului și, după cinci minute, ofițerul de gardă trecu pragul încăperii, sub pretext că îi face prințului cinstea să-i țină tovărășie, dar, în realitate, pentru a îndeplini ordinele cardinalului, care, precum am mai spus, să nu fie scăpat din ochi. Numai că, în aceste cinci minute cât rămăsese singur, domnul de Belfort avusese răgaz să citească din nou scrisoarea doamnei de Mombazon, care dovedea că prietenii săi nu l-au uitat și că sunt pe cale să-l scape din temniță. În ce fel, nu știa încă, dar își făgăduia să învingă muțenia lui Grimaud și să-l facă să vorbească. Avea cu atât mai mare încredere în el, cu cât acum își dădea seama de toată purtarea lui, și pricepea că toate neplăcerile pe care îi le pricinuise nu urmăreau decât să scoată din capul paznicilor orice bănuială că el ar putea să cadă la înțelegere cu întemnițatul. Acest și retlic îl făcu să aibă o altă părere despre istețimea lui Grimaud și hotărât să se încreadă pe de a în el. Vedeți, când vom scăpa de aici, eu voi fi mereu și peste tot cel mai amenințat, căci dacă monseniorul va fi prins cel mai mare rău ce așteaptă e să fie adus înapoi. Dar dacă mă prind pe mine, în cel mai bun caz au să mă spânzure. Foarte adevărat, în cuvință, prințul. Totul trebuie făcut în tocmai așa cum ceri, pe cinstea mea de gentilom. Deocamdată, zise Grimaud, n-am decât un singur lucru de cerut monseniorului. Anume, să-mi facă cinstea să mă urască așa cum mă ura și mai înainte. Îmi voi da toată osteneala, făgădui prințul. Cineva ciocăni la ușă, Prințul puse scrisoarea și punga în buzunar și se aruncă în pat. Toată lumea știa că în asemenea momente era copleșit de plictiseală. Grimaud se duse să deschidă. Era Lara Me, care venea de la Cardinal, unde se petrecuse scena pe care am povestit-o. Lara May se uită cercetător de jur în împrejur și, văzând că întemnițatul și paznicul dând semne că nu tresc aceeași ură unul față de altul, suruse plin de mulțumire. Apoi, întorcându-se spre Grimaud, îi spuse, Bine, prietene, bine. S-a vorbit despre tine undeva sus și sper să ai cât de curând noutăți care au să-ți fie pe plac. Grimaud salută, străduindu-se să pară cât mai prietenos și plecă, așa cum făcea de obicei atunci când intra superiorul său. Ei bine, monseniore, zise Lara mei, cu râsul lui deschis: Tot mai sunteți supărat pe bietul băiat? A, dumneata ești, Lara mei! exclamă domnul de Beaufort. Pe cinstea mea era și timpul să te arăți. M-am aruncat pe pat și m-am întors cu fața la perete ca să nu fiu ispitit să-mi țin făgăduiala și să-l strâng de gât pe nemernicul de grimaud. Mă îndoiesc totuși că ar fi putut să spună ceva neplăcut alteței voastre, rostila ramei, făcând o spirituală aluzie la muțenia ajutorului său. Ăsta e un mut din Orient, la naiba. Era timpul să te văd, la Abia așteptam. Monseniorul e prea bun cu mine, zise la ramei măgulit. Da, urmă, prințul. Într-adevăr, azi mă simt atât de neîndemânatic că o să-ți facă plăcere. Facem o partidă cu mingea? întrebă Laramei mei mașinal. Dacă vrei. Sunt la ordinele monseniorului. Adică, dragul meu, la ramei, vorbi ducele, vrei să spui că ești un om minunat și că mi-aș dori să rămân mereu la Vincenz, ca să am fericirea să-mi petrec viața în tovărășia dumitale. Monseniore, zise la cred că nu depinde de cardinal să vi se îndeplinească dorința. Cum asta? L-ai văzut de curând? A trimis după mine azi dimineață. Zău, ca să-ți vorbească de mine. De cine altul vreți să-mi vorbească? Într-adevăr, monseniore, sunteți groaza cardinalului. Prințul râse cu amărăciune. Ah, Lara mei, oftă el, de-ai primi propunerile mele. Haide, monseniore, iar începem cu povestea asta. Vă dați bine seama că nu sunteți om de înțeles. Lara mei, ți-am mai spus și îți repet, te-aș face bogat. Cu ce? În clipa când veți ieși de la închisoare, bunurile voastre vor fi confiscate. În clipa când voi ieși din închisoare, voi fi stăpânul Parisului. Stă! Ei bine, eu are cu puțin să aud asemenea lucruri? Frumoasă convorbire pentru un ofițer al regelui. Bag de seamă, Monseniore, că ar trebui să mai caut un grimaud. Haide, să nu mai vorbim despre asta. Va să zic că ai discutat cu cardinalul despre mine? Lara mei, într-o zi când te va chema din nou la el, ar trebui să mă lași să-ți îmbrac uniforma. Aș pleca în locul tău și l-aș strânge de gât, chiar dacă ar trebui să mă întorc din nou la închisoare, pe cinstea mea de gentilom. Văd, monseniore, că trebuie să-l chem pe Grimaud. Am greșit. Și ce ți-a spus acest animal? Nu mă supară cuvântul, monseniore, mărturisi la rame cu un aer fin. Rimează cu cardinal. Ce mi-a spus? Mi-a spus să vă supraveghez, și pentru ce să mă supraveghezi?" întrebă prințul neliniștit. Pentru că un astrolog a prezis că veți evada. Ah! A prezis asta un astrolog, rosti domnul de Beaufort, tresărind fără să vrea. Scumpul meu prinț, poți avea de plină încredere în viteazul ce-ți va înmâna această scrisoare, căci este valetul unui gentilom devotat nouă, care ne-a garantat pentru el, întrucât l-a slujit cu credință 20 de ani s-a învoit să devină ajutorul paznicului dumitale și să stea închis împreună cu dumneata la Vincenz pentru a-ți pregăti și înlesni fuga pe care noi o punem la cale. Clipa eliberării se apropie. Ai răbdare și curaj, gândește-te că, în ciuda timpului și absenței dintre noi, toți prietenii ți-am păstrat aceleași sentimente de odinioară. A dumitale veșnic iubitoare, Marie de Montbazon. P.S. Semnez cu numele întreg, căci aș da dovadă de prea multă vanitate, închipuindu-mi că, după cinci ani, mai mai recunoaște după inițiale. Ducele rămase buima cu o clipă, ceea ce căuta zadarnic de 5 ani încheiați, adică un om care să-l slujească, un ajutor, un prieten, îi pică din cer în momentul când se aștepta mai puțin. Se uită cu uimire la Grimaud, apoi își întoarse ochii asupra scrisorii pe care o citi din nou de la un cap la altul. oh, scumpă Marie!" murmură el, după ce sfârși de citit, Va să zică pe ea, am zărit-o în fundul trăsurii. Cum se mai gândește încă la mine, după cinci ani de despărțire? Drace, iată o credință cum nu ți-e dat să găsești decât în astre. Apoi se întoarse spre Grimaud. Și tu, bravul meu, adăugă prințul, te învoiești să ne ajuți? Grimaud făcu semn că da. Pentru asta ai venit aici? Grimaud repeta același semn. Și eu care voiam să te strâng de gât, exclamă domnul de Belfort. Grimaud început să zâmbească. Stai puțin, zise prințul, și se apucă să se scotocească prin buzunare. Așteaptă, urmă el, luând de la început scotoceala care se dovedise zadarnică. Nu trebuie să se spună că un asemenea devotament față de un nepot al lui Henry al a rămas nerăsplătit. Stăruința domnului de Beaufort dovedea cele mai bune intenții din lume. Numai că una din măsurile de prevedere ce se luau la Vincenz era să nu se lase bani asupra întemnițaților. Drept care, văzând dezamăgirea prințului, Grimau scoase din buzunar și întinse o pungă plină cu aur. Iată ce căutați, zise el. Prințul deschise punga pe care vrut să o golească în mâinile lui Grimau, dar acesta clătină din cap. Vă mulțumesc, monseniore, șopti el, dându-se înapoi. Am fost răsplătit. Domnul de Beaufort trecea din surpriză în surpriză. Atunci îi întinse mâna și Grimau se apropie și o sărută, plin de respect purtarea aleasă lui Atos avusese o vădită în răurire asupra lui Grimau. Și acum ce trebuie să fac?" întrebă prințul. E 11 dimineața, rosti Grimau. La două după amiază, monseniorul să ceară să joace o partidă în curte cu Lara mei și, în timpul jocului, să trimită două-trei mingi peste zid. Bine și după aceea, după aceea, monseniorul se va apropia de zid și va striga la omul care curăță șanțul să-i arunce mingile înapoi. Înțeleg, zise prințul. Chipul lui Grimau păru să oglindească o vie mulțumire. Zgârcenia cu care vorbea de obicei ar fi preschimbat această convorbire într-o adevărată caznă pentru el. Făcu o mișcare, ca și cum ar fi vrut să plece. Prin urmare, nu vrei să primești nimic de la mine? întrebă prințul. Aș dori ca monseniorul să-mi făgăduiască ceva. Ce anume? vorbește. Grimau făcu o plecăciune și se retrase în fundul odăi. Liniștiți-vă, liniștiți-vă, monseniore, interveni la rame. Am să ascut piciorul spânzurătorii cu briceagul meu. Dumneata, râse prințul, da eu. Nu aceasta voi dorința? Fără îndoială. Poftim, zise domnul de Beaufort, așa va fi ceva și mai și. Poftim, dragul meu, la ramei. La rame, care nu pricepuse nimic din exclamația prințului, se apucă și ascuți piciorul spânzurătorii cu cea mai mare sârguință. Acum, spuse prințul, Fă-mi o scobitură aici în pardoșeală. Eu aduc o sânditul." Laramei se lăsă într-un genunchi și făcu o scobitură în pardoșeală. În acest timp, prințul a târnat de grabă racul în laț. După aceea, înfipse spânzurătoarea în mijlocul încăperii și se porni să râdă cu hohote. Laramei râse cu poftă și el, deși habar nu avea de ce râde, iar osta și îi ținură isonul. Singur Grimaud nu râse apropiindu-se de la ramei și arătând spre racul ce se legăna în laț, Grimau spuse, Cardinalul! Spânzurat de alteța sa prințul de Beaufort, adăugă prințul, râzând mai încântat ca oricând. Și dejupând Jacques Chrysostom la ramei, slujitor al regelui. La ramei scoase un strigăt de groază, se repezi și smulse spânzurătoarea, o făcu pe loc fărâme și aruncă totul pe fereastră. Era gata să facă la fel și curacul, până într-atât se pierduse cu firea, dar Grimaud îl luă din mână. Bun de mâncat, zise el, și puse racul în buzunar. De asta dată, prințul se bucură atâta de această scenă, încât aproape că îl iertă pe Grimaud pentru rolul pe care îl jucase. Dar mai târziu peste zi, cugetă la intenția paznicului și găsind că ea ascundea în fond numai răutatea, simți o și mai aprigă ură față de el. Spre disperarea fără de marginea lui Larame, povestea cu racul făcu vâlva în temniță, ba chiar și dincolo de zidurile ei. Domnul de Chavigny, care în adâncul inimii sale nu-l suferea deloc pe cardinal, a avut grijă să povestească întâmplarea la doi-trei prieteni bine intenționați. Și aceștia o răspândiră cât ai bate din palme. Asta dădu temei domnului de Bofor să se simtă minunat vreo două-trei zile, în răstimpul acesta, prințul băgase de seamă că printre ostașii de gardă se află unul cu o mutră cum se cade și căută cu atât mai mult să-l câștige de partea sa, cu cât Grimaud îi era tot mai nesuferit. Într-o dimineață, când îl prinse singur și ajuns să-i vorbească între patru ochi, Grimaud se arătă în prag, văzu ce se petrece și apoi, apropiindu-se respectuos, apucă ostașul de braț. Ce mai vrei de la mine?" se răsti domnul de Beaufort. Grimaud îl duse pe ostaș patru pași mai încolo și arătă ușa. Pleacă, zise el. Ostașul se supuse. Ei, dar mă scoți din sărite, izbucni prințul. Am să te învăț eu minte. Grimaud făcu adâncă plecăciune. Am să-ți rup oasele, strigă prințul, ieșindu-și cu totul din fire. Grimaud se înclină și se dădu câțiva pași înapoi. Am să te strâng de gât cu mâinile mele, iscoadă, urmă prințul. Grimaud se înclină, trăgându-se în dărăt, încă câțiva pași. Și asta zise prințul, cugetând că e mai bine să nu se mai amâne lucrurile, acum numai decât. Întinse mâinile crispate spre Grimaud, care se mulțumise să-l împingă pe o stașă afară și să trântească ușa după el. În aceeași clipă, simți mâinile prințului, lăsându-i pe umeri ca niște clești de fier. În loc să se apere sau să strige, el se mărgini să ducă încetișor degetul la buze și, cu un fermecător zâmbet pe față, rosti doar atât. Stât! Un asemenea gest, un asemenea zâmbet, un asemenea cuvânt era ceva atât de neobișnuit din partea lui Grimaud, încât alteța sa se opri dintr-o dată, în culmea uimirii, Grimaud se folosi de această clipă spre a scoate din căptușa la haine o fermecătoare scrisoare cu pecete aristocratică, căreia îndelungat aședere într-un asemenea loc, nu-i putut să răpi cu desăvârșire parfumul și i-o întinse prințului fără o vorbă. Acesta, din ce în ce mai uimit, îl lăsă pe Grimaud, luă plicul și, recunoscând scrisul, strigă. De la doamna de Mombazon? Grimaud dădu din cap a încuvințare. Ducele rupse plicul într-o clipită, își trecu mâna peste ochi, într-atât era de tulburat, și citi cele ce urmează. Într-adevăr, se miră la ramei. De ce ai luat pieptenul monseniorului? Grimaud scoase pieptenul din buzunar, își trecu degetul peste dinții mari și arătându-i se mulțumi să rostească un singur cuvânt. A scuțit!" Chiar așa în cuvință la ramei. Ce spune dobitocul ăsta? întrebă ducele. Că orice obiect ascuțit e interzis monseniorului de către rege. Aha, se înfurie ducele. Ești nebun, la ramei. Doar tu singur mi-ai dat pieptenul. Și am săvârșit o mare greșeală, monseniore, căci în felul acesta am călcat consemnul. Ducele se uită furios la Grimaud, care dăduse pieptenul lui la ramei. Prevăd că netotul ăsta are să mă grozav, murmură ducele. Într-adevăr, în temniță nu se poate să o scalzi. Totul, oameni și lucruri de deopotrivă, îți e sau prieten sau dușman îndrăgești sau urăști, câteodată cu îndreptățire, dar de cele mai multe ori din instinct. Or, acest motiv nespus de simplu, anume că Grimau plăcuse din prima clipă domnului de Chavigny și lui Larame, preschimba ceea ce guvernatorul și ofițerul socoteau drept calități în tot atâtea cusururi în ochii întemnițatului, făcându-l nesuferit de la bun început domnului de Beaufort. Totuși, Grimau nu ținu să se ia în bețe cu întemnițatul chiar din prima zi. El avea nevoie ca acesta să-l privească nu cu o silă întâmplătoare, ci cu o ură aprigă și neîmpăcată. De aceea se retrase, lăsând în loc patru ostași, care tocmai îi cu masa, așa că puteau să reia vechea în preajma prințului. La rândul său, prințul plănuia o nouă șotie, la care ținea mult. Ceruse raci pentru masa de-a doua zi și cugetă să-și petreacă vremea întocmind o spânzurătoare, pentru a spânzura în mijlocul odăii pe cel mai frumos. Culoarea roșie pe care urma să o capete racul la fiert ar fi risipit orice îndoială asupra tâlcului lucrurilor, și astfel ar fi avut plăcerea să-l spânzure pe cardinal în acest chip, așteptând să fie spânzurat în realitate, fără ca nimeni să poată spune că a spânzurat altceva decât un rac. Ziua se scurse cu pregătirile. În temniță se întâmpla să dai în mintea copiilor, iar domnul de Beaufort, cu firea lui, era înclinat să ajungă aici mai repede ca oricare altul. Se duse să se plimbe ca de obicei, rupse două sau trei crenguțe ce urmau să aibă rolul lor în ceea ce punea la cale și, după o îndelungă căutare, găsi un ciop de sticlă, lucru ce păru să-l bucure peste măsură. După ce se întoarse în odaie, își rupse Batista fâșii fâșii. Niciunul din aceste amănunte nu scăpă ochiului scrutător al lui Grimau. A doua zi de dimineață, spânzurătoarea era gata și spre a o fixa în mijlocul încăperii, domnul de Belfort se apucă să-i ascută piciorul cu ciobul de sticlă. Lara May îl urmărea plin de curiozitate, ca un tată care nădăjduiește că va descoperi poate o jucărie nouă pentru copiii săi. Cei patru ostași îl priveau cu un aer posac, care atunci ca și acum e trăsătura principală a fizionomiei ostașului. Grimaud intră pe ușă, Tocmai când prințul lăsa din mână ciobul de sticlă, deși nu terminase încă să ascută piciorul spânzurătorii, vrând să lege funia de cârpa la celălalt capăt. Aruncă spre Grimaud o uitătură în care tot se mai citea o fărâmă din supărarea din ajun, dar cum era mai dinainte grozav de mulțumit de rezultatul neîndoios al noi sale născociri, nu catadix să-l mai bage în seamă. Numai că, după ce meșteri un nod marinăresc la un capăt al funiei de cârpă și un laț la celălalt capăt, și după ce cătă spre castronul curaci, alegându-l din ochi pe cel mai arătos, se întoarse să ia ciobul de sticlă. Ciobul dispăruse. Cine mi-a luat ciobul? întrebă prințul încruntând sprânceana. Grimaud făcu semn că el. Cum, tot tu? Și de ce, mă rog? Da, interveni la ramei. De ce ai luat alte sale ciobul de sticlă? Grimaud care ținea ciobul în mână, își trecu degetul peste muchia ascuțită și zise, Tăios! Adevărat, monseniore, în cuvință la ramei! Eh, la naiba! Am găsit un flăcău de neprețuit! Domnule Grimaud, glăsui prințul în interesul dumitale, te conjur, ai grijă și ține-te cât mai departe de mine! Capitolul 20 Grimaud intră în slujbă. Așadar, Grimaud se înfățișă cu mutra lui vrednică de încredere în turnul de la Vincenz. Domnul de Chavigny se mândrea cu faptul că ochiul nu îl înșală niciodată. Ceea ce putea să te facă să-l crezi într-adevăr fiul cardinalului de Richelieu, care avusese și el această pretenție o viață întreagă. Îl cercetă cu luarea minte și ajunse la părerea că sprâncenele împreunate, buzele subțiri, nasul coroiat și pomeții ieșiți în afara ai lui Grimau erau indicii pe deplin convingătoare. Nu-i spuse decât 12 cuvinte, iar Grimau, drept răspuns, rosti doar patru. Uite un băiat de ispravă, l-am cântărit eu din capul locului, clăsui domnul de șavinii. du să te vadă și domnul Lara mei și spune-i că, în ce mă privește, n-am nimic de zis. Grimau se răsuci pe călcâie și plecă să înfrunte cercetarea mult mai amănunțită a lui Lara mei. Asta din pricină că domnul de Chavigny știa că poate să se bizuie pe Lara mei, iar acesta voia să se poată bizui pe Grimaud. Grimaud avea tocmai însușirile menite să câștige încrederea unui paznic dornic de ajutor. Și, după o mie de întrebări, la care abia deschise gura să răspundă, Lara Me, fascinat de această zgârcenie de vorbă, îl și primi în slujbă. Consemnul, întrebă Grimaud. Iată-l, să nu lași niciodată întemnițatul singur, să iei orice obiect ascuțit ori să-l împiedici să facă semne cuiva din afară și să vorbească prea mult cu paznicii asta e tot?" întrebă Grimaud. Deocamdată," răspunse la mei. Orice schimbare în cazul când s-ar va aduce cu sine un nou consemn." Bine," zise Grimaud, și intră la domnul de Beaufort. Acesta tocmai se pregătea să-și pieptene barba pe care și-o lăsase să crească mare, ca și părul, vrând să-l zădărească pe mazarin cu mizeria în care trăiește și cu halul în care a ajuns să arate. Dar, întrucât cu vreo câteva zile mai înainte, crezuse că zărește de sus, de la fereastra turnului, în fundul unei trăsuri, pe frumoasa doamnă de Montbazon, a cărei amintire îi era și acum scumpă, nu ținea să arate pentru ea așa cum voia să arate pentru Mazarin. Și, în nădejdea că o va revedea, ceruse și căpătase un pieptene de plumb. Domnul de Beaufort ceruse un pieptene de plumb, deoarece, ca toți bărbații blonzi, avea barbă roșcată, și mulțumită pieptenului o făcea ceva mai închisă la culoare. În clipa când trecu pragul încăperii, Grimaud văzu pieptenul, pe care prințul tocmai îl pusese pe masă și îi înșfăcă îndată cu plecăciune. Prințul se uită uimit la această arătare ciudată, arătarea vâr pieptenul în buzunar. Hei, ce mai e și asta?" izbucni ducele. Și cine-i ticălosul ăsta?" Grimaud nu scoase o vorbă, ci doar făcu o nouă plecăciune. Ești mut?" strigă ducele. Grimaud făcu semn că nu, atunci cine ești? Răspundeți poruncesc, pufni ducele. Paznic, zise Grimaud. Paznic? Țipă ducele. Doar mutra asta fioroasă îmi mai lipsea din colecție. Hei, Lara May, să vină cineva! Lara May se arătă numai decât. Spre ghinionul prințului, bizuindu-se pe Grimaud, era pe cale să plece la Paris. Tocmai coborâse în curte și urcă supărat în turn. Ce doriți, monseniore?" întrebă el. Cine e acest netrebnic care-mi a pieptenul și și-l înfundă în buzunar?" izbucni domnul de Beaufort. Unul dintre paznicii dumneavoastră, monseniore, un flăcău de ispravă pe care îl veți prețui ca și domnul de Chavigny sau ca mine, vă asigur. De ce mi-a luat pieptenul? Mort sau viu? Și făcu o nouă plecăciune alteței sale. Da, replică domnul de Beaufort, dar cum e neîndoios că acești oameni de ispravă n-au să vină aici decât abia după ce l-au spânzurat pe domnul Giulio Mazarini, te-ai ferit de foc să ridici mâna asupra mea și mai lăsa în viață, de teamă ca parizienii să nu te lege de cozile a patru cai, lucru mult mai neplăcut decât spânzurătoarea. Nici vorbă. Aceste glume dulce acrișoare continuau astfel 10 minute, un sfert de ceas, douăzeci de minute cel mult, dar de fiecare dată sfârșeau în chipul următor. Domnul de Chavigny, întorcându-se spre ușă, strigă, Hei, Lara mea, acesta intră în la rame, zicea domnul de Chavigny, ți-l dau în seamă în chip deosebit pe domnul de Beaufort. Poartă-te față de dânsul cu tot respectul cuvenit rangului și numelui său și în acest scop nu-l pierde o clipă din ochi. Apoi plecă, salutându-l pe domnul de Beaufort cu o politețe plină de ironie, care îl făcea să turbeze de furie. La ramei devenise astfel comeseanul ducelui, un paznic veșnic prezent, umbra lui. Dar trebuie spus... Tovărășia lui Larame, om de viață, băutor vestit, mare jucător de minge și băiat bun, la urma urmei căruia domnul de Beaufort nu-i găsea decât un singur cusur, anume că nu se lăsa cumpărat, se dovedi pentru duce mai curând un prilej de petrecere decât de plictiseală. Din nefericire, nu tot astfel stăteau lucrurile și pentru jupân la și cu toate că prețuiau oarecum cinstea de a fi închis împreună cu un om atât de însemnat, Plăcerea de a viețui în preajma nepotului lui Henric al nu se asemuia cu aceea pe care ar fi simțit-o ducându-se din când în când să-și vadă familia. Poți fi un strașnic slujitor al regelui și, în același timp, un bun soț și părinte. Or, jupând la ramei, își iubea nespus nevasta și copiii, pe care se mulțumea să-i zărească de pe culmea meterezelor, atunci când veneau să se plimbe de cealaltă parte a șanțurilor anume ca să-i dăruiască această mângâiere părintească și conjugală. Hotărât, asta însemna prea puțin pentru el și la ramei simțea că voioșia e obișnuită, pe care o socotise drept cauză a sănătății sale, fără să cugete că, din potrivă, nu era poate decât urmarea firească a acesteia. Nu are să țină piept prea multă vreme unor asemenea condiții de viață. Această convingere nu făcu decât să se întărească în mintea sa, când, treptat-treptat, Relațiile dintre domnul de Beaufort și domnul de Chavigny, înăsprindu-se din ce în ce mai mult, cei doi încetară să se mai vadă. La Rame simți atunci că răspunderea apasă și mai greu pe capul lui și cum, pe bună dreptate, potrivit motivelor arătate, căută o ușurare, prin foarte bucuros propunerea prietenului său, intendentul mareșalului de Gramont, de a-i da un ajutor. Vorbise numai decât despre asta cu domnul de Chavigny, care spusese că nu are nimic împotrivă, cu condiția ca omul să-i fie pe plac. Socotim cu totul de prisos să facem cititorului portretul fizic și moral al lui Grimau. Dacă, așa cum nădăjduim, n-a uitat cu desăvârșire partea întâi a povestirii de față, trebuie să fi păstrat o amintire îndeajuns de limpede despre acest vrednic personaj, a cărui singură schimbare era că avea 20 de ani mai mult. Fapt cel făcuse și mai posomorât și mai tăcut, deși Atos, de când el însuși se schimbase, îi îngăduia să vorbească. Dar în această perioadă de vreme se împlineau 12 sau 15 ani de când Grimau tăcea și o deprindere veche de 12 sau 15 ani devine o a doua natură. Nimeni nu putea să spună nimic față de aceste cuvinte de laudă și domnul de Ceavini nu a avut motiv să-l împiedice. În schimb, prințul începu atunci să strige în gura mare că au încercat pe seama câinelui o travă de care plănuiau să se slujească împotriva lui și, într-o zi, după masa de seară, se trânti în pat, plângându-se de dureri în pântece și susținând că Mazarin a poruncit să fie otrăvit. Această nouă năzbâtie ajunse la urechile cardinalului și îl îngrozi. Turnul de la Vincenț era socotit foarte dăunător sănătății. Doamna de Rambuie spusese că odaia în care s-au sfârșit pui Laurenți, mareșalul Dornano și marele stareț al Vendomei e o travă curată și vorba ajunsese de pomină. Din pricina asta, porunci ca întemnițatul să nu pună nimic în gură până nu-i se gustă vinul și mâncarea. Și atunci, în credințară lui Larame, sarcina asta. Totuși, domnul de Chavigny nu ierta prințului necuvințele pe care nevinovatul pistașe le și ispășise. Domnul de Chavigny era unul dintre oamenii răposatului cardinal, se zicea chiar că e fiul său, așa că se pricepea un pic la tiranie. Căută să-i dea prilej de ceartă domnului de Beaufort, îi luă cuțitele de fier și furculițele de argint pe care îi le lăsase până atunci, dându-i în schimb cuțite de argint și furculițe de lemn. Domnul de Beaufort nu întârzie să se plângă. Domnul de Chavigny îi trimise vorbă că, după cum a aflat, Cardinalul spusese doamnei de Vendom că fiul ei va rămâne toată viața în turnul de la Vincenzi și s-a temut să nu-i treacă prin minte să se omoare la auzul cumplitei vești. 15 zile mai târziu, domnul de Belfort găsi două șiruri de copăcei, cât degetul sădiți pe marginea drumului care ducea la locul unde se juca cu mingea. Întrebă ce era cu ei și îi se răspunse că au fost sădiți pentru el ca să aibă umbră într-o bună zi. În sfârșit, într-o dimineață, grădinarul veni să-l caute și, cu aerul că ține să-i facă o plăcere, îl vesti că se duce să semene pentru el câteva brazde de sparanghel. Or, toată lumea știe, sparanghelul semănat astăzi se culege abia după patru ani, iar pe atunci, când grădinăritul era abia la început, poate și după cinci ani. Atâta grijă îl scoase din fire pe domnul de Beaufort. Drept urmare, cugetă că ar fi timpul să recurgă la unul din cele 40 de mijloace de evadare ce-i stăteau la îndemână și încercă întâi pe cel mai simplu, adică să-l cumpere pe la rame. Dar acesta plătise 1500 de scuzi pentru slujba sa și ținea la ea ca la ochii din cap. De aceea, în loc să primească propunerile întemnițatului, alergă să-l prevină pe domnul de Chavigny. Domnul de Chavigny postă numai decât opt oameni în odaia prințului în doi numărul santinelelor și în trei numărul posturilor de pază. Din acea clipă, prințul nu se mai putu mișca decât ca regii, la teatru, pe scenă, cu patru oameni în față și patru în spate, fără să-i mai punem la socoteală pe cei care închideau alaiul. La început, domnul de Beaufort făcu mare haz de aceste măsuri severe care îi mai alungau plictiseala. Și repetă până îl duru gura, Asta îmi place, mă învelisește!" Domnul de Belfort voia să spună mă înveselește, dar știm că adesor se exprima anapoda. Apoi adăugă. De altfel, dacă aș vrea să scap de cinstea pe care mi-o faceți, mai am încă 39 de mijloace de evadare la îndemână. Curând, totul ajunse să-l scrie grozav. Din fanfaronadă, se ținu tare șase luni, dar după aceea, văzând mereu opt oameni așezându-se atunci când se așeza el și ridicându-se odată cu el, începu să încrunte din sprâncene și să țină socoteala zilelor. Această nouă persecuție a avut darul să stârnească o nouă pornire de ură împotriva lui Mazarin. Prințul înjura de dimineață până seara, spunând mereu că o să facă tocană de urechi mazarinești. și îl băgă în sperieți. Cardinalul, care știa tot ce se petrece la Vincenț, își înfunda fără voie pălăria ei pe cap de-i ajungea până la bărbie. Într-una din zile, Domnul de Beaufort adună ostașii ce cel păzeau și, în ciuda caznei cu care se exprima și care devenise proverbială, le ținu următoarea cuvântare, ce-i drept, dinainte pregătită. Domnilor, începu el, veți îngădui ca un nepot al vrednicului rege Henry al IV-lea să fie supus la ocări și silințe. El voia să spună umilințe. Pe toți dracii, vorba lui bunicul meu, eu aproape că am domnit în Paris. Am vegheat cândva asupra regelui și a unchiului său prințul. Regina mă răsfăța pe atunci și mă numea cel mai de vază om din regat. Domnilor, scoateți-mă de aici, mă duc la Luvru și îl strâng de gât pe Mazarin. Voi veți fi garda mea, am să vă fac pe toți ofițeri și am să vă umplu de bani. Pe toți dracii, ce mai stați? Dar, oricât de mișcătoare ar fi fost, cuvântarea nepotului lui Henric al IV-lea nu înduioșa aceste inimi de piatră. Nimeni nu se clinți din loc. Și domnul de Beaufort, văzând asta, le spuse că sunt cu toții niște ticăloși, făcându-și astfel dușmanea prigi. Câteodată când domnul de Chavigny venea să-l vadă, ceea ce își amintea de două-trei ori pe săptămână, prințul se folosea de acest prilej ca să-l amenințe. Ce ai face dumneata, domnule?" îi spunea el, dacă într-o bună zi ai vedea apărând o armată de parizieni, înarmați până în dinți, care ar veni să mă scape?" Monseniore," răspunse domnul de Chavigny înclinându-se adânc în fața prințului sus, pe metereze, am 20 de tunuri și, în întărituri, am pulbere pentru 30 de mii de lovituri. Aș pune tunurile pe ei. Da, dar după aceste 30 de mii de lovituri, ei ar cuceri turnul și turnul odată cucerit, aș fi silit să-i lasă te spânzure, ceea ce desigur m-ar mâhni nespus. Și la rândul său, prințul se înclină în fața domnului de Chavigny cu cea mai mare politețe. În schimb, monseniore, urmă domnul de Șavigny, când cel din tâi neisprăvit din trăștia ar trece pragul temniței, ori ar pune piciorul pe întărituri, eu aș fi silit, spre marea mea părere de rău, să vă răpun cu mâna mea, întrucât mi-ați fost dat în seamă, trebuie să vă întemnițatul, cu o bucată de tencuială desprinsă din zid, trase pe jos, în mijlocul odăi, o linie lungă albă, ca o coardă întinsă. La cea din tâi poruncă a stăpânului, Pistache se așeză pe această linie, se ridică pe labele din apoi și, ținând între labele dinainte o nuia de scuturat haine, păși în lungul liniei, cumpănindu-se în fel și chip ai doma unui dansator pe sârmă. Apoi, după ce merse de două-trei ori de la un capăt la altul al liniei, înainte și înapoi, aduse a nuiaua domnului de Beaufort și luă totul de la început, de asta dată fără nuiaua ce-i slujea de cumpănă. Aplauzele copleșiră pe inteligentul Pistache. Spectacolul era alcătuit din trei părți. Prima parte, luând sfârșit, se trecu la cea de-a doua. Mai întâi, câinele trebuie să spună câte ceasul. Domnul de șavini scoase ceasornicul și la arătă lui pistașe, era șase și jumătate. Pistace ridică și lăsă laba de șase ori la rând, iar a șaptea oară rămase cu laba în aer. Cu neputință un răspuns mai lămurit, niciun cadran solar n-ar fi răspuns mai bine. Cum știe oricine, Cadranul solar are cusurul că nu arată ora decât atâta vreme cât nu se ascunde soarele. Apoi, trebuia să recunoască în fața tuturor pe temnicerul cel mai bun din toate închisorile Franței. Câinele înconjură de trei ori adunarea, și după aceea se culcă în chipul cel mai cuvincios la picioarele domnului de Chavigny. Domnul de Chavigny se strădui să se arate încântat de această glumă și râse ca macru. După câteva clipe, își mușcă buzele și încruntă din sprâncene. În sfârșit, domnul de Beaufort îi puse lui Pistaș o întrebare foarte greu de dezlegat și anume, cine era cel mai mare tâlhar din lume? De asta dată, Pistace făcut un conjurul odăi, fără să se oprească însă în fața nimănui și ducându-se la ușă se apucă să schelălăie și să râcâie cu ghearele. Iată, domnilor, rosti prințul, acest câine vrednic nu găsește aici ceea ce i-am cerut și vrea să caute afară. Dar fiți liniștiți, Asta nu o să vă lipsească de răspunsul lui. Pistace, prietene, continuă prințul. Vino încoace! Câinele se supuse și prințul urmă, cel mai mare tâlhar din lume, eu are Le Camus, secretarul regelui, care a venit la Paris cu 20 de livre și astăzi are 10 milioane? Câinele clătină din cap în că nu. Atunci, zise prințul, eu are ministrul de finanțe, Demery, care atunci când și-a însurat fiul pe domnul Torei, i-a dăruit un venit de 3000 de livre pe an și un palat pe lângă care palatul Tuileries pare un bordei, iar luvrul o cocioabă, câinele dădu din cap a împotrivire. Nici el nu este, reluă prințul. Ei, să ne gândim bine. Nu fi cumva al o facino Mazarini di Piscina, ea spune? Câinele dădu din cap cu disperare de vreo 8-10 ori la rând în semn de încuvințare. Domnilor, vedeți singuri, zise domnul de Belfort către cei de față, care de asta dată nu se încumetaseră nici măcar să zâmbească. o Facchino Mazarini di Piscina e cel mai mare tâlhar din lume. Cel puțin așa spune Pistace. Să trecem acum la altceva. Domnilor, glăsui prințul de Belfort, folosindu-se de tăcerea de plină așternută pentru a începe cea de-a treia parte a programului. Vă aduceți aminte că ducele de ghiz învățase toți câinii din Paris să facă tumbe pentru domnișoara de Pons, pe care o proclamase frumoasa frumoaselor. Ei bine, domnilor, asta nu înseamnă nimic, fiindcă acești câini se supuneau mașinal, habar n-aveau să facă vreo disidență. Domnul de Beaufort voia să spună diferență între cei care meritau și cei care nu meritau osteneala lor. Pistace vă va arăta dumneavoastră, ca și domnului guvernator, că e cu mult deasupra semenilor săi. Domnule de Chavigny, fiți bun și dați-mi bastonul dumneavoastră. Domnul de Chavigny îi întinse domnului de Beaufort bastonul. Acesta îl ținu orizontal, cam la un picior deasupra podelei. Pistașe, prietene, vorbi el, fă plăcerea și sari pentru doamna de Mombazon. Toată lumea pufni în râs. Se știa că în clipa arestării, domnul de Beaufort era amantul recunoscut al doamnei de Mombazon pistașe, fără să facă nazuri, sări bucuros peste baston. Hm? mormăi domnul de șavini. Mi se pare că pistașe nu se deosebește cu nimic de semenii săi atunci când săreau pentru domnișoara de pons. Răbdare, spuse prințul. Pistașe, prietene, sări pentru regină. Și săltă bastonul cu o șchioapă mai sus. Câinele sări îndată, plin de bună cuvință. Pistașe, prietene, urmă prințul, ridicând bastonul cu vreo două șchioape, sări pentru rege. Câinele își făcu vânt și, în ciuda înălțimii, trecu cu aceeași ușurință pe deasupra bastonului. Și acum, luați aminte, îi preveni domnul de Beaufort, lăsând bastonul până aproape de podea. Pistace, prietene, sări pentru l-ilustrisimo Fachino Mazarini di piscina. Câinele se întoarse cu coada la baston. Ei, ce-i cu asta?" făcut domnul de Belfort, descriind cu bastonul o jumătate de cerc și purtându-l de la coadă la botul câinelui, astfel ca să-l vadă din nou. Sări odată, domnule Pistace. Numai că Pistace se întoarse cu coada la baston ca și întâia oară. Domnul de Belfort repetă mișcarea și îndemnul de adineauri, dar acum Pistace ajunsese la capătul răbdării, căci se aruncă plin de furie asupra bastonului și, smulgându-l din mâinile prințului, îl sfărâmă între dinți. Domnul de Beaufort îi lua amândouă bucățile din gură și le întinse domnului de Chavigny cu cea mai mare seriozitate, cerându-i stăruitor iertare și adăugând că petrecerea din acea seară a luat sfârșit. Dar, dacă are bunăvoință, să-l viziteze din nou peste trei luni, căci Pistache va învăța până atunci și alte lucruri. După trei zile, pistașe fu otrăvit. Căutară vinovatul. Numai că, după cum lesne se poate ghici, vinovatul rămase necunoscut. Domnul de Belfort se îngriji să fie așezat într-un mormânt pe piatra căruia stătea scris, aici zace pistache, unul dintre cei mai inteligenți câini din câți au fost vreodată. După ce dăduse greș cu poezia, domnul de Belfort se apucase de pictură. Desenă cu cărbune mutra cardinalului și cum talentul său destul de mediocru în această artă nu îi îngăduia să ajungă la o prea mare asemănare, vrând să împrăștie orice îndoială asupra chipului zugrăvit, scria de desubt, Ritratto dell'illustrissimo Facchino Mazarini. Prevenit, domnul de Ceavini făcu o vizită ducelui și îl rugă să-și găsească un alt fel de a-și petrece timpul, ori cel puțin să deseneze, fără să mai adauge și explicații. A doua zi, pereții erau plini de chipuri și de explicații. Domnul de Beaufort, ca toți întemnițații de altfel, semăna grozav cu copiii care se încăpățânează să facă numai ce n-au voie. În sfârșit, în cel de-al patrulea, prea ilustra secătură Mazarin, nu voia să-i dea ce curate lui La Porte, valetul lui Ludovic al XIV-lea, zicând că pentru un rege al Franței e destul dacă îi se schimbă așternutul odată la trei luni. Erau compoziții vaste, care întreceau în chip nendoielnic talentul întemnițatului. Din pricina asta, se mulțumise doar să tragă cadrul și să scrie sub fiecare câteva cuvinte lămuritoare dar cadrele și inscripțiile sale izbutiră să trezească nemulțumirea domnului de Chavigny, care îl preveni pe domnul de Beaufort că, dacă nu va renunța la tablourile plănuite, nu-i va lăsa nimic la îndemână ca să le poată duce la bun sfârșit. Domnul de Beaufort răspunse că, de vreme ce îi se răpea posibilitatea să-și facă un nume în oștire, el voia să-și facă unul în pictură. Și cum nu putea să fie un baiard sau un trivulce, ținea să devină un Michelangelo sau un Rafael. Într-una din zile, pe când domnul de Beaufort se plimba prin curtea închisorii, îi se luă focul din vatră, tăciunii odată cu focul, cenușa odată cu tăciunii, astfel că la întoarcere nu mai găsi nimic care să-i poată sluji drept creion. Domnul de Beaufort în jură, făcu o gălăgie nemaipomenită, urlă cât îl ținu gura, zicând că voiau să-l lasă să moară de frig și de umezeală așa cum muriseră răpui Laurenz, mareșalul Dornano și marele stareț al Vendomi, la care domnul de Chavigny răspunse că n-avea decât să-și dea cuvântul de cinste, că va renunța să mai deseneze, ori măcar să făgăduiască că nu va mai zugrăvi tablouri istorice și numai decât va primi lemne și tot ce trebuie pentru foc. Domnul de Beaufort nu vrut să-și dea cuvântul și rămase fără căldură tot restul iernii. Mai mult, în timpul uneia din plimbările sale, se răzuiră inscripțiile de pe pereți și odaia deveni iarăși curată, fără urmă de mâzgălitură. Atunci, domnul de Beaufort cumpără de la un paznic un câine numit Pistașe. Cum nimic nu se împotrivea ca întemnițații să aibă un câine, domnul de Chavigny încuvință ca Pistașe să-și schimbe stăpânul. Domnul de Beaufort rămânea uneori ceasuri întregi, închis cu câinele în odaie. Era de bănuit că întemnițatul folosea acest timp ca să-l dreseze pe pistace, dar nimeni nu știa cam ce anume ținea să-l învețe. Într-o bună zi, pistace se dovedi îndeajuns de bine dresat. Domnul de Beaufort pofti pe domnul de Chavigny și pe ofițerii de la Vincennes la o mare reprezentație în camera sa. Invitații sosiră. Încăperea era luminată de lumânări, atâtea câte putuse procura domnul de Beaufort. Câinele urma să arate ce știe. Domnul de Chavigny fu prevenit și despre această puzderie de chipuri în profil. Domnul de Beaufort, care nu se simțea prea sigur de sine ca să încerce a desena un chip văzut din față, își transformase odaia într-o adevărată sală de expoziție. De asta dată, guvernatorul nu spuse nimic, dar într-una din zile, când domnul de Beaufort juca mingea, porunci să se șteargă cu buretele toate desenele și să se văruiască pereții. Domnul de Belfort, mulțumit domnului de Chavigny, pentru bunătatea de a-i oferi iarăși putința să deseneze pe pânze noi. De asta dată împărți pereții odăi, sortind fiecare cadru câte unei împrejurări din viața lui Mazarin. Cel din tâi trebuia să înfățișeze pe prea ilustra secătură, Mazarin primind o bătaie zdravănă de la cardinalul Bentivoglio, în casa căruia fusese servitor. În cel de-al doilea, prea ilustra secătură Mazarin, juca rolul lui Ignațiu de Loyola, în tragedia cu același nume. În cel de-al treilea, prea ilustra secătură Mazarin, fura locul de prim-ministru domnului de Chavigny, care era încredințat că și l-a dobândit pentru sine. Mazarin se arăta foarte darnic în făgăduiel, era tocmai opusul acelui vrednic Grimaud pe care îl lăuda la ramei, căci el vorbea puțin și urzea multe cardinalul îi mai puse lui Larame o mulțime de întrebări asupra întemnițatului, vrând să afle cum e hrănit, cum trăiește și cum doarme, iar răspunsurile acestuia fură atât de mulțumitoare, încât era aproape liniștit când îi spuse că poate să plece. Apoi, pentru că era nouă dimineața, se sculă, se parfumă, se îmbrăcă și se duse la regină ca să îi împărtășească motivele pentru care nu a trecut să o vadă. Regina, care se temea tot atât de domnul de Beaufort, cel temut de însuși cardinalul și care era aproape tot atât de superstițioasă ca și el, îl puse să repete cuvânt cu cuvânt toate făgăduielile făcute de la Ramei și toate laudele privitoare la ajutorul său. Și după ce cardinalul sfârși murmură, Vai, domnule, de ce nu avem câte un grimau pe lângă fiecare prins?”. Răbdare, rosti Mazarin cu zâmbetul de italian. Poate că o să ajungem și la asta într-o zi, dar până atunci... Ei bine, până atunci, voi lua măsurile de prevedere și scrisese pe loc lui D'Artagnan să se înapoieze în mare grabă. Capitolul 19 Cum își petrecea vremea prințul de Beaufort în turnul de la Vincenz? Întemnițatul cel speria până într-atât pe cardinal și ale cărui mijloace de evadare tulburau liniștea întregii curți, nu bănuia, câtuși de puțin, spaima care cuprinsese palatul regal din pricina lui. Se vedea păzit cu atâta strășnicie încât își dăduse seama de zădărnicia oricărei încercări de evadare. Toată răzbunarea lui se mărginea la cât mai multe blesteme și ocării la adresa lui Mazarin. Se apucase să alcătuiască și unele cuplete, dar se lăsase repede păgubaș. Într-adevăr, domnul de Beaufort pe lângă faptul că nu-l înzestrase cerul cu darul versurilor, se exprima de obicei și în proză cu mare caznă. Din pricina asta, Blot, un cupletist al vremii, zicea despre el, în luptă fulgeră și tună, de vâra spaima în dușman, dar când grăiește nu ia bună. Ai și văzut că-i gogoman. Gaston la vorbăi i meșter mare, de parcă-i pică tot din cer. De ce beau fortăți, dar nu are? De ce Gaston nu-i braț de fier? După această deslușire, înțelege oricine de ce întemnițatul se mărginea la ocări și la blesteme. Ducele de Beaufort era nepot al lui Henric Altolea și al Gabrielei Destre, tot atât de bun, de viteaz, de mândru și mai ales tot atât de gascon ca și bunicul său, dar mult mai puțin învățat. După ce fusese o bucată de vreme, la moartea regelui Ludovic al 12 favoritul, Omul de încredere, într-un cuvânt primul la curte, într-o bună zi, trebuie să cedeze locul lui Mazarin și se văzuse al doilea. Și a doua zi, având nesăbuința să se supere de această schimbare și neprevederea să și spună acest lucru, regina porunci să fie arestat și dus la Vincenț, de către același ghitau pe care l-am cunoscut la începutul povestirii de față și pe care vom avea prilejul să-l mai întâlnim. Bineînțeles, cine spune regina, spune Mazarin. În felul acesta, pe lângă faptul că scăpaseră de prezența și de pretențiile lui, nu trebuiau nici să mai țină seama de el, oricât îl îndrăgea poporul, și astfel, de cinci ani, își ducea viața într-o încăpere foarte puțin regală, în turnul de la Vincennes. Acest răstimp, care ar fi cumințit pe oricine în felul de a judeca lucrurile, afară de domnul de Beaufort, trecuse fără să săvârșească nicio schimbare în mintea sa. Un altul s-ar fi gândit într-adevăr că, dacă n-ar fi ajuns să-l înfrunte pe cardinal, să disprețuiască prinții și să purceadă singur la drum, fără alți acoliți, ca și acei visători pe chipul cărora citești că și fac iluzii de șarte, după cum spune cardinalul de reț, și ar fi câștigat, de cinci ani încoace, fie libertatea sa, fie prietenii care să-l apere. Asemenea păreri nu-și făcură loc pe semne nici de leac în cugetul prințului, căruia lunga-i ședere din apoi a gratilor îi sporise și mai mult îndărătnicia, și cardinalul primea în fiecare zi despre el vești cum nu se poate mai neplăcute pentru eminența sa. Mazarin, încântat de această ieșire cam ne la locul ei, își păstra totuși aerul grav. După ce la ramei se sătură de râs și se șterse la ochi, socotică e timpul să vorbească și să-și ceară iertare pentru veselia lui lipsită de bună cuvință. Să scape, monsenior!" zise el. Să scape? Dar eminența voastră nu știe unde se află închis domnul de Belfort? Ba da, domnule, în turnul de la Vincent, știu. Întocmai, monsenior, într-o încăpere cu zidurile groase de șapte picioare și cu gratii în cruce la ferestre, groase cât brațul. Domnule, rosti mazarin, cu răbdare străpungi orice ziduri și cu un arc de ceasornic tai orice fel de gratii. Asta înseamnă că monseniorul uită că îl păzesc opt oameni, patru la ușă, patru chiar cu el în odaie și că oamenii aceștia nu-l părăsesc nicio clipă. Dar iese din odaie, bate mingea. Monsenior, astea sunt lucruri îngăduite în temnițaților. Totuși, dacă eminența voastră dorește, va fi lipsit de ele. Nu, nici de cum, zise Mazarin, temându-se că, dacă l-ar lipsi de aceste plăceri și dacă ar scăpa vreodată de la Vincenz, prizonierul ar fi și mai pornit împotrivăi. Vreau să știu doar cine îi ține tovărășie la joc, ofițerul de gardă, Monsenior, ori chiar eu însumi, ori alți în Dar în timpul jocului nu se apropie cumva de ziduri. Monsenior, oare eminența voastră nu cunoaște aceste ziduri? Zidurile au 60 de picioare înălțime și mă îndoiesc că domnul de Belfort să fie atât de sătul de viață, încât să vrea să-și rupă gâtul, sărind de la o asemenea înălțime. Hmm, făcu cardinalul, care începea să se liniștească. Așadar, ce crezi dumneata, dragă domnule Laramei? Că dacă domnul de Beaufort nu găsește un mijloc să se preschimbe în pasăre, răspunde el. Ia aminte, mergi prea departe!" îl preveni Mazarin. Domnul de Belfort a spus ostașilor care l-au dus la Vincenț că s-a gândit adesea la cazul când va fi întemnițat și că în acest caz are la îndemână 40 de mijloace de evadare. Monseigneur," răspunse Lara me, dacă între aceste 40 ar fi fost măcar unul bun, ar fi scăpat de mult." Haide, haide, nu-i atât de nătărău cum credeam," murmură Mazarin." De altfel, monseniorul uită că domnul de Chavigny e guvernator la Vincennes, continuă la ramei și că domnul de Chavigny nu se numără printre prietenii domnului de Beaufort. Da, dar domnul de Chavigny lipsește uneori. Atunci când lipsește, sunt eu acolo. Dar când lipsești și dumneata? O, oh, când lipsesc eu, las în loc un flăcău care vrea să ajungă ofițer al Maiestății sale și care, vă asigur, își face datoria așa cum trebuie. De trei săptămâni, de când l-am luat pe lângă mine, doar pentru un singur lucru l-aș putea mustra, anume că se poartă prea aspru cu întemnițatul. Și cine este acest cerber?" întrebă Mazarin. Un oarecare grimau, monsenior." Ce făcea înainte să-l iei la Vincen?" Trăia pe undeva în provincie, după câte mi-a spus cel care mi l-a recomandat. A făcut pe acolo o boacănă din pricina necugetării lui și cred că n-are de ce să fie supărat știindu-se la adăpost sub uniforma regelui. Și cine ți l-a recomandat? Intendentul ducelui de Gramont. Atunci, socotești că putem avea încredere în el? Ca în mine însumi, monsenior. Nu-i unul căruia îi place să trâncănească? Doamne Lisuse, multă vreme l-am crezut mut, monsenior, fiindcă vorbește doar prin semne. Se pare că fostul stăpân l-a strunit așa. Ei bine, rosti cardinalul. Spune-i, scumpe domnule Laramee, că dacă se dovedește un paznic credincios și de nădejde, o să închidem ochii asupra poveștii acelea din provincie. O să-i dăm o uniformă care îl va face respectat. Iar în buzunarele acestei uniforme va găsi și vreo câțiva pistoli ca să bea în sănătatea regelui. Acest coisel e vreun visător, vreun nebun? Urmă, cardinalul la fel de zâmbitor. Nici de cum, răspunse ostașul, îndărâtnic în convingerea ei naivă. A prezis multe lucruri care s-au împlinit în tocmai, de pildă că Regina va naște un băiat că domnul de colinii va fi răpus în duelul cu ducele de Guiz, în sfârșit că vicarul va fi numit cardinal. Ei bine, regina a născut un băiat și nu numai atât, dar după doi ani a mai născut unul, iar domnul de colinii a fost ucis. Da, rosti Mazarin, dar vicarul nu este încă cardinal. Nu, monsenior, în cuvință ostașul, dar o să fie. Mazarin făcu o strâmbătură care voia să spună, nu poartă încă pălăria roșie de cardinal. Apoi adăugă, prin urmare, după părerea ta, prietene, domnul de Beaufort trebuie să scape. Sunt atât de pătruns de adevărul acestor spuse, monsenior zise ostașul, încât, dacă eminența voastră mi-ar oferi în clipa de față locul domnului de Chavigny, adică locul de guvernator la Vincenz, n-aș primi în ruptul capului. A, a doua zi după Rusalii ar fi altceva. Nimic nu convinge mai mult ca o neclintită convingere. Ea are înrăurire chiar și asupra celor neîncrezători. Și Mazarin, departe de a fi neîncrezător, am spus că era superstițios. Drept urmare, plecă tare îngândurat. Cărpănosul, mormăi un ostaș rezemat de perete. Măi, Saint Laurent, ăsta se preface că nu crede în vrăjitorul tău, numai ca să nu-ți dea nimic drept răsplată. Dar nici nu o să ajungă bine în cabinet la el și o să se grăbească să tragă foloase de pe urma spuselor tale. Într-adevăr, în loc să-și continue calea spre camera reginei, Mazarin se întoarse în cabinetul lui și, chemându-l pe Bernouin, îi porunci ca a doua zi în zori să trimită după ofițerul care îl supraveghea pe domnul de Balfort și să fie trezit de îndată ce acesta va sosi. Nu mai încăpea nicio îndoială. Ostașul cu pricina pusese degetul pe rana cea mai dureroasă a cardinalului. De cinci ani încheiați de când domnul de Balfort se afla în temniță, nu era zi în care Mazarin să nu cugete, că dintr-o clipă în alta are să scape de acolo. Era cu neputință să ți închis toată viața pe un nepot al lui Henric al Mai ales când acest nepot al lui Henry al avea abia 30 de ani. Dar, în orice chip ar fi scăpat din temniță, cita ură trebuie să fi strâns el în captivitate împotriva celui căruia i-o datora, care l-a zvârlise în temniță pe când era bogat, viteaz, plin de glorie, iubit de femei și temut de cei din jur, răpindu-i cei mai frumoși ani din viață, că ce a trăit după gratii nu înseamnă să trăiești. În acest timp, Mazarin îndoi paza asupra domnului de Belfort, numai că era asemenea avarului din poveste, care nu putea să închidă ochii lângă comoara lui. Adesea, noaptea sărea de groază, visând că domnul de Belfort a scăpat. Atunci cerea vești despre el și de fiecare dată auzea cu durere când temnițatul joacă, bea, cânta, ceea ce era minunat. Dar, că în timp ce juca, bea și cânta, se întrerupea mereu să jure că Mazarin are să-i plătească scump pentru toată această viață de petrecere pe care îl silea să și-o încropească la Vincenz. Gândul acesta nu-i dădu pace ministrului nici în somn, astfel că la șapte dimineața, când Bernuin intră să-l trezească, cea dintâi vorba a lui fu. Ei, ce e? Domnul de Beaufort a scăpat cumva de la Vincen? Nu cred, monsenior, rosti Bernuin, al cărui calm oficial nu se dezmințea niciodată. Oricum, veți avea vești îndată, căci ofițerul Larame, după care am trimis de dimineață la Vincenz, se află aici și așteaptă ordinele eminenței voastre. Deschide și adu-l aici, zise Mazarin, potrivindu-și astfel pernele încât să-l poată primi stând în pat. Ofițerul intră. Era un vlăjgan voinic, cu fața bucălată și prietenoasă. Avea un aer liniștit, care îl îngrijoră pe Mazarin, Caraghiosul ăsta mi se pare un nătărău, murmură el pentru sine. La a așteptată cu în picioare lângă ușă. Apropiete, domnule, zise Mazarin. Ofițerul se supuse. Știi ce se vorbește pe aici? Continuă cardinalul. Nu, monsenior. Ei bine, se vorbește că domnul de Beaufort va scăpa de la Vincenț, dacă n-a și scăpat cumva, pe chipul ofițerului se întipări cea mai adâncă uimire. În aceeași clipă își holbă ochii lui mici și căscă o gură cât o șură ca să guste mai bine gluma pe care eminența sa îi făcea cinstea să-i o adreseze. Apoi, nemai fiind în stare să rămână serios față de o asemenea presupunere, izbucni în râs, un râs care îl făcea să se scuture tot, ca de friguri. Cam seacă scrisoare, murmură D'Artagnan. Și dacă n-ar fi avut un postscriptum, poate că n-aș fi priceput nimic, dar, din fericire, are un postscriptum. Și citi faimosul postscriptum, care îl făcea să dea uitării tonul sec al scrisorii. Peses, la blos, treci pe la vistiernicul regelui, spune-i numele și arată-i această scrisoare, vei primi 200 de pistoli. Hotărât, glăsui d'Artagnan pentru sine, îmi place proza asta și cardinalul scrie mai frumos decât aș fi crezut. Haidem, planchet, să-i facem o vizită domnului vistiernic al regelui și pe urmă la drum. Spre Paris, domnule. Spre Paris. Și amândoi se avântară înainte în goana cailor. Capitolul 18 Iată ce se petrecuse între timp și motivele care impuneau întoarcerea lui D'Artagnan la Paris. Într-o seară, la ceasul când toată lumea se retrăsese, pe când Mazarin se ducea la regină, așa cum făcea de obicei, trecând pe lângă încăperea corpului de gardă, care avea o ușă ce dădea spre anticamerele sale, auzise larmă de glasuri, și vrând să afle ce vorbesc ostașii, se apropiase cu pași de lup, după obiceiul său, crăpase ușa și vârâse capul înăuntru. Ostașii stăteau la taifas. Și eu îți spun, zicea unul, că dacă Coise l-a prezis asta, lucrul e la fel de sigur ca și când s-ar fi întâmplat. Nu-l cunosc, dar am auzit că nu-i numai astrolog, ci și vrăjitor. La naiba, mă, dacă ți-e prieten cumva, bagă de seamă să nu-l vâri într-un bucluc. Păi cum asta? fiindcă s-ar putea să ajungă la judecată. Atâta rău! Azi nu se mai ard vrăjitorii pe rug. Nu. Cu toate astea, mi se pare că nu-i prea mult de când răposatul cardinal l-a pus pe rug pe Urbain Grandier. Știu eu cum a fost. Făceam de strajă la rug și l-am văzut cum se pârjolea. Urbain Grandier, măi frate, nu era vrăjitor. Era un învățat și asta e altă căciulă. Urbain Grandier nu prezicea viitorul. El cunoștea trecutul, ceea ce câteodată era și mai rău. Mazarin clătină din cap a încuvințare, dar vrând să afle prezicerea despre care era vorba, nu se urni din loc. Eu nu spun că Coisel n-ar fi vrăjitor, eu întoarce celălalt. Spun doar că, dacă ar da pe față dinainte o prezicere de-a lui, atunci nu s-ar mai împlini cât lumea. De ce? Fără îndoială. Dacă noi doi ne batem în duel și eu îți spun, acum îți dau o lovitură în cutare ori în cutare loc, tu ai să te aperi, firește. Ei bine, dacă Coisel spune destul de tare ca să audă cardinalul, în ajunul cutarei zile, cu tare întemnițat va scăpa. Cardinalul, asta e la mintea oricui, va lua măsuri ca întemnițatul să nu scape. Ei, doamne, mormăi un altul care părea că doarme lungit pe o bancă, dar care, în realitate, asculta fără să piardă o vorbă. Ei, doamne, credeți voi că omul poate scăpa de cei sortit? Dacă sus în cer stă scris că prințul de Beaufort trebuie să scape, atunci prințul de Beaufort are să scape. Toate măsurile cardinalului nu fac nici cât o ceapă de gerată. Mazarin tresări. Era italian, adică superstițios. Înainte iute până în mijlocul ostașilor care văzându-l amuțiră. Ce spuneți, domnilor?" întrebă el cu aerul Blajin. Că domnul de Beaufort a evadat. Am auzit bine." O, nu, monsenior," glăsui ostașul cel neîncrezător. În clipa de față nici nu e în stare de așa ceva. Ziceam doar că trebuie să scape. Și cine spune asta? Hai, acum ia-ți povestea de la capăt, San Lorenz, se întoarse întâiul ostaș spre cel cu care tăi făsuise. Monseniore, zise acesta, pur și simplu le seam ce vorbește lumea despre prezicerea unui anume Coisel, care susține că, oricât ar fi depăzit, domnul de Belfort va scăpa până în ajun de Rusalii. Când să-i prânzul, sosiră două scrisori pe care Atos le citi cu nespusă luare aminte și, fără să se poată stăpâni, sări de câteva ori. D'Artagnan, din capul celălalt al mesei, urmărea totul cu privirea îi pătrunzătoare și jură în sinea lui că recunoaște scrisul mărunt al lui Aramis. Cea de-a doua scrisoare era așternută cu un scris de femeie, mare și cam încurcat. Ei se adresă D'Artagnan lui Raul, văzând că Atos dorea să rămână singur, fie ca să răspundă la scrisori, fie ca să cugete asupra lor. Haide să dăm o raită prin sala de arme. Asta are să te ajute să-ți mai uiți amărăciunea. Tânărul cătă din ochi spre Atos, care răspunse printr-un semn de încuvințare. Trecura amândoi printr-o încăpere scundă, pe ai cărei pereți atârnau florete, măști, mănuși, pieptare și toate cele trebuincioase pentru scrimă. Ei bine, zise întrebător Atos, un sfert de ceas mai târziu, ivindu-se în prag are de pe acum brațul tău, dragul meu atos, și dacă ar dobândi și sângele rece cu care ești tu dăruit, nu i-aș aduce decât laude. Tânărul era puțin rușinat. O dată sau de două ori îl atinsese pe D'Artagnan, fie în braț, fie în șold, dar acesta îl nimerise în plin de douăzeci de ori. În clipa aceea intră pe ușă Chariot, cu o scrisoare foarte urgentă pentru D'Artagnan, sosită printr-un curier. De asta dată, furândul lui atos să-l cerceteze pe furiș. D'Artagnan citi scrisoarea fără să se arate câtuși de puțin tulburat și apoi cătinând ușurel din cap, spuse Uite, iubite prieten, ce înseamnă să slujești în oștire Și, pe legea mea, ai toată dreptatea să nu te întorci sub arme Domnul de Treville s-a îmbolnăvit și compania lui îmi simte lipsa, așa că s-a zis cu concediul meu Te înapoiezi la Paris? Întrebă atos cu aprindere Ei da, adeveli D'Artagnan, tu nu te gândești să vii? Atos rosti ușor. Dacă voi veni, voi fi tare fericit să te văd. Ei, planșet! strigă D'Artagnan din ușă. În zece minute plecăm. Dă-o văz la cai. După aceea se întoarse spre Atos. Mi se pare că mi lipsește ceva aici și îmi pare foarte rău că trebuie să te părăsesc așa fără să-l fi văzut pe vrednicul Grimau. Grimau, făcu Atos. Adevărat, mă și miram să nu întreb de el. L-am trimis pentru un timp să slujească pe un prieten. Oare o să-i înțeleagă semnele? zise D'Artagnan. Nădăjduiesc, răspunse Atos. Cei doi prieteni se îmbrățișară călduros. D'Artagnan strânse mâna lui Raul, smulse lui Atos făgăduia la că va vizita dacă va veni la Paris, ori îi va scrie în cazul că nu va veni și în călecă. Planchet, veșnic la datorie, se și află în șa. Nu vrei să mergi cu mine?" îl întrebă mușchetarul râzând pe Raul. Trec pe la Blois," Raul se întoarse spre Atos, care îl reținu cu un semn abia schițat. Nu, domnule, răspunse tânărul. Rămân cu domnul Conte. Atunci, rămâneți amândoi cu bine, bunii mei prieteni, spuse D'Artagnan, strângându-le pentru ultima oară mâna. Și domnul să vă aibă în pază. Cu vorba asta ne despărțeam întotdeauna pe vremea răpozatului cardinal. Atos îi făcu un semn cu mâna, Raul o plecăciune și D'Artagnan cu planșet porniră la drum. Contele îi urmări cu privirea, sprijinindu-și mâna pe umărul tânărului, care crescuse aproape cât el, dar de îndată ce călăreții se făcură nevăzuți după zidurile castelului, spuse «Raul, astă seară plecăm la Paris!» «Cum?» murmură tânărul pălind. «Te poți duce să saluți din partea mea pe doamna de Saint-Rémy și să-ți iei și tu rămas bun!» «La ora șapte te aștept aici!» Tânărul se înclină cu o expresie de durere și recunoștință întipărită pe față, apoi se depărtă să pună șaua pe cal. Cât despre D'Artagnan, abia scăpat de sub ochii gazdei, scoase scrisoarea din buzunar și o citi din nou. Întoarce-te numai decât la Paris, J.M. Din acest moment deveni extrem de prevăzător. La rândul său, D'Artagnan jucă și el mai strâns ca oricând. Dar în sfârșit te-ai gândit la ceva, continua tos. Fără îndoială voiam să vă cer la tot sfatul și părerea, cum și ce anume să fac, fiindcă unii fără alții suntem fără cap și fără picioare. Ai dreptate, mi-ai spus de Portos. L-ai hotărât cumva să-și caute norocul? Doar el și l-a găsit. Și l-a găsit, fără doar și poate. Numai că așa e omul, mereu năzuiește către altceva. Și ce dorește Portos? Să ajungă baron. A, adevărat, uitasem, râsea Adevărat, gândi D'Artagnan în sinea sa, dar de unde a aflat? Să fie oare în corespondența cu Aramis? O, de a ști asta, a ști totul. Aici convorbirea lui sfârșit, căci tocmai în clipa aceea intră Raul. A toți vrut să-l mustre cu blândețe, dar tânărul era așa de mâhnit, încât nu se încumetă să o mai facă și se grăbi să-l întrebe ce are. Nu cumva starea micuței noastre vecine s-a mai înrăutățit? Se interesă D'Artagnan. O, domnule, îngăimă Raul, aproape sugruma de durere, Căzătura se dovedește gravă. Cu toate că nu se vede nimic la picior, doctorul se teme să nu șchiopăteze toată viața. Ar fi îngrozitor," zise Atos. D'Artagnan avea o glumă pe buze, dar, văzând tulburarea lui Atos față de această nenorocire, se stăpâni. Oh, domnule," continuă Raul, mai cu seama gândul că eu sunt pricina acestei nenorociri îmi sfâșie sufletul. Cum, tu, Raul?" întrebă Atos fără îndoială, n-a sărit de pestivă de lemne ca să mă alerge înainte. Nu-ți rămâne decât un singur lucru de făcut, dragul meu, Raul, și anume să-ți răscumperi greșeala luându de soție, rosti d'Artagnan. Oh, domnule, murmură Raul, dumneavoastră luați în glumă o asemenea nenorocire. Asta nu-i frumos. Și Raul, care simțea nevoia să fie singur ca să plângă în voie, se duse la el în odaie, de unde nu ieși decât la ceasul prânzului. Voia bună a celor doi prieteni nu fusese câtuși de puțin umbrită de sâcâielile dimineții. Așa că prânziră cu mare poftă, uitându-se din când în când la Raul, care, cu ochii umezii și cu inima grea, abia se atingea de bucate. Dacă vrei, putem să-i facem acolo o situație, el. O!" exclama Atos la rândul său. Chiar vreau să-ți cer sfatul asupra unui lucru la care m-am gândit." Vorbește!" nu socotești că ar fi timpul să ne facem datoria subarme? Dar tu nu ți-o faci și acum, D'Artagnan? Ascultă-mă, să intrăm cu adevărat subarme. Viața de altădată nu te mai ispitește cu nimic, dar dacă te-ar aștepta mai multe foloase, n-ai fi oare bucuros să te avânți iarăși în tovărășia mea și a lui Portos pe calea isprăvilor noastre din tinerețe? Atunci, se cheamă că-mi faci o propunere, spuse Atos, directă și clară. Ca să intrăm din nou în luptă? Da, din partea cui și împotriva cui? Întrebă deodată Atos, ațintindu-și privirea limpede și binevoitoare asupra Gasconului. Ei, drace, grăbit mai ești! Și mai cu seamă clar! Ascultă-mă, D'Artagnan! Nu există decât o singură persoană sau mai curând o singură cauză căreia un om ca mine ar putea să-i fie folositor. Cauza regelui. Tocmai rosti mușchetarul. Da, să ne înțelegem însă, continuă Atos cu seriozitate. În cazul când cauza regelui înseamnă pentru tine cauza lui Mazarin, atunci degeaba mai stăm de vorbă. Nu susțin asta, răspunse Gasconul încurcat. Haide, d'Artagnan, zise Atos, să nu ne păcălim unul pe altul. Șovăirile și ocolișurile tale mi-arată lămurit din partea cui vii. Într-adevăr, așa ceva nu se poate striga în gura mare, și atunci când vrei să mai câștigi și pe altul pentru o asemenea cauză, ești cam plouat și cam stingerit. Ei, dragul meu Atos, mormăi d'Artagnan, știi bine, urma Atos, că nu vorbesc pentru tine, care nu ai pereche între bărbații viteji și îndrăzneți, îți vorbesc despre acest italian meschin și intrigant, despre acest bădăran care jinduiește la o coroană pe care a șterpelit-o de sub o pernă, despre această secătură care susține că tabăra lui e tabăra regelui și care îndrăznește să arunce prinți de sânge regal în temniță, dar nu îndrăznește să-i omoare. Așa cum făcea cardinalul nostru, marele cardinal, un cămătar care își cântărește scuzii de aur și pune dobânzile deoparte, de teamă să nu le piardă în învârtelile de a doua zi, cu toate că trișează. În sfârșit, un ticălos care o chinuie pe regină, după cum spune lumea, de altfel cu atât mai rău pentru ea, și care de azi în trei luni o să ne ducă la război civil numai ca să-și păstreze veniturile. Acesta e stăpânul pe care mi-l propui, D'Artagnan? Foarte mulțumesc! Fără îndoială, voiam să vă cer la tot sfatul și părerea cum și ce anume să fac, fiindcă unii, fără alții, suntem fără cap și fără picioare. Ai dreptate! Mi-ai spus de Portos. L-ai hotărât cumva să-și caute norocul? Doar el și l-a găsit. Și l-a găsit, fără doar și poate. Numai că așa e omul, mereu năzuiește către altceva. Și ce dorește, Portos? Să ajungă baron. A adevărat, uitasem, râse Atos. Adevărat, gândi D'Artagnan în sinea sa. Dar de unde a aflat? Să fie oare în corespondență cu Aramis? O, de a ști asta, a ști totul. Aici convorbirea lui sfârșit, căci tocmai în clipa aceea intră Raul. Atos vrut să-l mustre cu blândețe, dar tânărul era așa de măhnit, încât nu se încumetă să o mai facă și se grăbi să-l întrebe ce are. Nu cumva starea micuței noastre vecine s-a mai înrăutățit? Se interesă D'Artagnan. O, oh, domnule! îngăimă Raul, aproape sugrumat de durere. Căzătura se dovedește gravă. Cu toate că nu se vede nimic la picior, doctorul se teme să nu-și toată viața. Ar fi îngrozitor, zise Atos. D'Artagnan avea o glumă pe buze, dar văzând tulburarea lui Atos față de această nenorocire, se stăpâni. O, oh, domnule, continuă Raul, mai cu seamă gândul că eu sunt pricina acestei nenorociri, îmi sfâșe sufletul. Cum tu, Raul?" întrebă Atos. Fără îndoială n-a sărit de pestivă de lemne ca să-mi alerge înainte?" Nu-ți rămâne decât un singur lucru de făcut, dragul meu Raul, și anume să-ți răscumperi greșeala luând-o de soție, rosti d'Artagnan. Oh, domnule, murmură Raul, dumneavoastră luați în glumă o asemenea nenorocire. Asta nu-i frumos. Și Raul, care simțea nevoia să fie singur ca să plângă în voie, se duse la el în odaie, de unde nu ieși decât la ceasul prânzului. Să mă ierte Dumnezeu, ești mai iute decât erai odinioară, o întoarse D'Artagnan. Anii ți-au înfierbântat sângele în loc să-l domolească. Cine îți spune că el este stăpânul meu pe care vreau să ți-l impun și ție? Drace, șopti Gasconul în sinea sa, să nu ne dăm pe față taina față de un om atât de pornit. Atunci, lămurește-mă, dragă prietene, ce vrei să spui? Ei, doamne, nimic mai simplu, Trăiești pe moșia ta și ți se pare că ești fericit în această aurită mediocritate. Portos are un venit de 50 ori, poate 60 de mii de livre pe an. Aramis are întotdeauna 15 ducese care se luptă să câștige pentru ele inima prelatului, așa cum luptau altădată să câștige pe cea a mușchetarului. Soarta îl răsfață și astăzi. Dar eu ce fac pe lumea asta? Port zale și centiron de 20 de ani, Mă țin scai de un grad care nu-mi răsplătește meritele, fără să merg nici înainte, nici înapoi, fără să trăiesc. Într-un cuvânt, sunt ca și mort. Ei bine, când e vorba să mă întorc la viață cât de cât, voi toți îmi spuneți, asta e un bădăran, un ticălos nemernic, o secătură, un cărpănos. La naiba, sunt de aceeași părere, dar găsiți-mi voi alt stăpân mai bun sau ajutați-mă să mă căpătuiesc și eu. Atos rămase pe gânduri câteva clipe și în acest timp pricepu viclenia lui D'Artagnan, care după ce mersese prea departe, acum da înapoi, vrând să-și ascundă jocul. Își dădea seama că propunerile pe care i le făcuse erau reale și că ar fi căpătat lămuriri de pline, dacă el ar fi vrut să le ia cât de cât în seamă. Bun," își zise el, D'Artagnan e omul lui Mazarin." Din bună dimineața, dragă prietene. Ai dormit bine?" Minunat, Atos! Totul a fost la înălțime și culcușul și cina menită să mă tragă la somn și chipul cum m-ai întâmpinat. Dar la ce te uiți cu atâta luare aminte? Nu cumva au început să-ți placă lalelele. Pentru asta n-ar trebui să-ți bați joc de mine, dragă prietene. La țară, gusturile se schimbă mult și ajungi să îndrăgești, fără să-ți dai seama, toate aceste frumuseți pe care ochiul lui Dumnezeu le face să se ivească din adâncul pământului și care sunt atât de disprețuite la oraș. Mă uitam pur și simplu la stângenei pe care i-am sădit aici, lângă Havuz, și care au fost striviți acum de dimineață. Grădinarii ăștia sunt oamenii cei mai neîndemânatici din lume. Pe semne că, ducând înapoi calul, după ce l-au pus să scoată apă, l-au lăsat să calce peste răzoare, dar a început să zâmbească. O!" exclamă el, crezi? Și-și duse prietenul în lungul alei pe care se vedeau întipărite o mulțime de urme la fel. Îmi pare că văd și aici aceleași urme. Uite, Atos, vorbi el, nepăsător. Da, da și încă proaspete. Foarte proaspete, întări D'Artagnan. Cine oare a trecut pe aici de dimineață? Se întrebă Atos neliniștit. Să fi scăpat vreun cal din grajd? Nu prea cred, fiindcă pașii sunt egali și arată un mers agale, zise D'Artagnan. Unde-i Raul? striga Atos. Cum se face că nu l-am văzut încă? St, murmură D'Artagnan cu un zâmbet ducând degetul la buze. Ce e? întreba Atos. D'Artagnan povesti tot ce văzuse, trăgând cu coada ochiului la chipul gazdei. A, acum ghicesc totul, rosti Atos, ridicând ușor din numeri. Bietul băiat s-a dus la Blois. De ce? Ei, doamne, ca să afle noutăți despre micuța la valier. Știi, fetița care și-a scrintit ieri piciorul. Crezi, făcut D'Artagnan. Mai mult decât atât, sunt sigur, răspunse Atos, N-ai observat că Raul e îndrăgostit? Bine, dar de cine? De fetița asta de șapte ani? Dragul meu, la vârsta lui Raul, inima e atât de plină că trebuie negreșit să se reverse într-un fel, fie asupra închipuirii, fie asupra realității. Ei bine, dragostea lui e pe jumătate închipuire, pe jumătate realitate. Glumești! Cum fetița aceea? N-ai văzut-o? E cea mai frumoasă copilă de pe lume. Părul bălai argintat ochii albaștri, visători și în același timp șăgalnici. Și tu ce spui despre dragostea asta? Nu spun nimic, rit și îl necăjesc pe Raul, dar aceste imbolduri din tâi ale inimii sunt atât de puternice. Această revărsare de dor la cei tineri e atât de dulce și amară în același timp, încât totul pare adeseori o adevărată pasiune. La vârsta lui Raul, mi-aduc aminte că eu mă îndrăgostisem de o statuie greacă, pe care bunul rege Henric al Fartolea o dăruise tatălui meu și am crezut că nebunesc de durere când mi s-a spus că povestea lui Pigmalion nu-i decât o simplă născocire. asta e din pricina lipsei de activitate. Nu-l ocupi ajuns pe Raul și atunci caută singur să-și găsească ceva de făcut. Întocmai. De aceea mă gândesc să-l trimit departe de aici. Și bine faci. Fără îndoială, dar asta are să-i zdrobească inima și are să sufere ca pentru o adevărată iubire. De vreo 3-4 ani, și pe atunci el însuși era un copil, s-a obișnuit să ridice în slavă și să admire acest mic idol pe care va sfârși să-l adore într-o bună zi dacă va rămâne aici. Acești copii visează împreună zi de zi și vorbesc despre o mulțime de lucruri serioase, ca niște adevărați îndrăgostiți de 20 de ani. Pe scurt, povestea asta. I-a făcut mult timp să zâmbească pe părinții micuței de la Valier, dar cred că acum cam încep să încrunte din sprâncene. Copilării! Raul însă are nevoie să schimbe viața. Trimite-l cât mai iute de aici sau la Naiba, n-ai să faci niciodată om din el. Cred că am să-l trimit la Paris, zise Atos. O! Oh, exclamă D'Artagnan și cugetă în sinea sa că a sosit clipa. În ciuda oboselii, gândurile acestea îl țineau treaz pe D'Artagnan își făurea în minte planurile de atac și, cu toate că știa în Atos un potrivnic de temut, stabili să pornească lupta a doua zi după masa de prânz. Pe de altă parte, își zise că pe un teren atât de necunoscut trebuia să înainteze cu băgare de seamă, să cerceteze câteva zile relațiile lui Atos, să-i urmărească noile obiceiuri și să țină seamă de ele, să încerce a trage de limbă pe tânărul cel naiv, fie încrucișând spada cu el, fie gonind împreună după vânat, astfel încât să afle amănuntele care îi lipseau pentru a-l regăsi pe Atos cel de odinioară în Atos cel de astăzi. Și treaba asta era floare la ureche, căci profesorul trebuie că înrăurise mult inima și cugetul elevului său. Dar D'Artagnan însuși, cu mintea isteață, înțelesese numai decât ce neajunsuri l-ar pândi în cazul când vreo indiscreție, ori vreo stângăcie, ar lăsa ochiul încercat al lui Atos să-i descopere și retlicurile. Apoi trebuie să mai spunem că, dacă era gata să se folosească de mijloace viclene împotriva gerimii lui Aramis, orea vanității lui Portos, d'Artagnan se rușina să umble pe căi ocolite față de Atos, omul sincer și cu inimă deschisă. I se părea că, recunoscându-i măestria în ale diplomației, Aramis și Portos ar avea și mai mult respect pentru el, pe câtă vreme Atos, din potrivă, l-ar stima mai puțin. Oh, de ce Grimau, tăcutul Grimau, nu e aici? Se întreba D'Artagnan. În muțenia lui aș dibui o mulțime de lucruri, doar Grimau tăcea într-un chip atât de grăitor. În răstimp, zgomotele se stinseseră rând pe rând în toată casa. D'Artagnan auzise cum se închid ușile și obloanele, mai apoi, după ce se puseră să latre unii la alții afară, în timp, câinii amuțiseră și ei. Într-un târziu, o privighetoare pierdută în frunzișul des al copacilor, făcuse să răsune o bucată de vreme în pacea nopții, trilurile ei melodioase și adormise și ea. În tot castelul nu se mai auzea decât zgomotul unui pas măsurat și monoton, chiar sub odaia sa, bănuia că acolo era odaia lui Atos. Se plimbă și se gândește, chipzui D'Artagnan. Dar la ce anume, asta e cu neputință de știut. Poți ghici altele, asta însă nu. În cele din urmă, Atos se urcă în pat, fără îndoială, fiindcă și acest ultim zgomot se stinse. Tăcerea și oboseala se uniră și îl dăduse răgata pe D'Artagnan. Închise ochii și el și somnul îl fură numai decât. D'Artagnan nu era însă somnoros de felul lui. Zorile abia auriră perdelele odăi, că el sări din pat și deschise ferestrele. În clipa aceea îi se păru că zărește prin crăpătura oblonului pe cineva strecurându-se tiptil prin curte. Potrivit obiceiului său de a nu lăsa nimic să treacă fără să se încredințeze ce se petrece, D'Artagnan se feri să facă zgomot. Privi cu atenție și recunosc cu haina roșiatică și chica neagră a lui Raul. Tânărul, fiindcă el era, deschise ușa grajdului, scoase afară murgul pe care încălecase și în ajun, puse șaua și friul cu o repeziciune și o îndemânare vrednice doar de cel mai încercat călăreț, duse calul pe alea dreaptă din grădina dezarzavat, deschise o portiță lăturalnică ce dădea spre o potecă, îl scoase din curte, închise portița după el, și D'Artagnan îl zări peste creasta zidului, gonind ca o săgeată și aplecându-se sub crengile joase și înflorite ale arțarilor și salcâmilor. În ajun, D'Artagnan băgase de seamă că poteca aceea trebuia să ducă la Blois. Hmm, făcu Gasconul. Uite un flăcău care s-a și apucat de ștrengării și care, nu-mi pare că împărtășește deloc dușmania lui Atos față de sexul frumos. Nu se duce la vânătoare, fiindcă nu are cu el nici arme, nici câini, nici nu îndeplinește vreo însărcinare, fiindcă se ascunde. Oare de cine se ascunde? De mine sau de tată său? Căci acum sunt încredințat, contele e tatăl băiatului. La naiba, cât despre asta o să mă lămuresc eu, fiindcă am să vorbesc fără niciun înconjur cu Atos. Se lumina de-a de la de ziua. Toate zgomotele pe care D'Artagnan le auzise în ajun, stingându-se rând pe rând, se înfiripau iarăși unul după altul. Păsărelele în frunzișul copacilor Câinele în cușcă, oile pe câmp, bărcile legate la malul loerei, păreau că se însuflețesc și ele, depărtându-se un pic și lăsându-se legănate pe apă. Dar Tanian rămase mai departe la fereastră ca să nu trezească pe nimeni, iar apoi, când auzi ușile și obloanele deschizându-se, își mai neteze odată părul, își mai răsuce odată mustața, își șterse borul pălăriei cu mâneca, așa cum avea obiceiul și coborâ din odaie. Abia ajuns pe ultima treaptă a scării de la intrare, îl zări pe Athos, a plecat la pământ, de parcă ar fi căutat un ban în nisip. Ei, bună dimineața, scumpă gazdă, zise D'Artagnan. Capitolul 17 Diplomat D'Artagnan se cuibări în așternut, nu atât ca să doarmă, cât să rămână singur cu sine și să cugete în voie la tot ce văzuse și auzise în seara aceea cum era bun din fire și îl îndrăgise din capul locului pe Atos, simțământ care se preschimbase în cele din urmă într-o sinceră prietenie, fu încântat să găsească un om de o inteligență sclipitoare și plin de vlagă în locul bețivului îndobitocit pe care se aștepta să-l vadă zăcând mahmur în cine știe ce cloacă. Recunoscu fără vreo împotrivire acea superioritate din totdeauna pe care Atos o avea asupra lui, și în loc să se lase pradă gândurilor pismașe ori mâhnirii ce ar fi întunecat o fire mai puțin generoasă, o bucurie sinceră și înstită îi umplu sufletul, dându-i cele mai bune nădejdi din planurile sale. Totuși, îi se păru că nu-l mai găsește pe Atos atât de sincer și clar în toate privințele. Cine era tânărul pe care spunea că l-a adoptat și care îi seamănă leit? Ce înseamnă această întoarcere la viața de lume și această cumpătare exagerată pe care o băgase de seamă la masă. Un lucru cu totul neînsemnat în aparență, absența lui Grimaud, de care Atos nu se putea lipsi odinioară și al cărui nume nici măcar nu fusese rostit, în ciuda încercărilor de a aduce vorba despre el, toate acestea îl nelinișteau pe D'Artagnan. Nu se mai bucura deci de încrederea prietenului său, ori poate Atos era o verigă dintr-un lanț nevăzut, ori poate mai degrabă fusese vestit dinainte de vizita lui. Nu se putu opri să nu se gândească la Roșfor, la ceea ce îi spusese acesta în Biserica Notre-Dame. Oare să fi fost Roșefor înaintea lui D'Artagnan Latos? Atos? D'Artagnan nu avea însă timp de pierdut cu gândurile. Drept care se hotărâ să lămurească lucrurile chiar de a doua zi. Modesta bunăstare a lui Atos, ascunsă cu atâta pricepere, mărturisea dorința de a părea avut și trăda o ambiție les nedezgândărit. Agerimea minții și limpezimea ideilor lui Atos făceau din el un om gata să se pună în mișcare mai iute decât oricare altul. El s-ar fi alăturat planului ministrului cu atât mai bucuros cu cât l-ar fi împins și nevoia nu numai firească ai pornire. Dragul meu Charles, îi spuse Atos, ți-l dau în grijă în chip deosebit pe planchet, la cheul domnului D'Artagnan, pentru tot timpul cât va rămâne aici. Îi place vinul bun, tu ai cheia de la pivniță. Multă vreme n-a știut ce-i un culcuș ca lumea, așa că va prețui un pat moale. Îngrijește-te și de asta, te rog. Charlot se înclină și ieși. Charlot e și el un om de treabă, urmă contele. Iată, sunt 18 ani de când mă slujește. Te gândești la toate, zise D'Artagnan, și îți mulțumesc pentru planșet, dragul meu atos. Tânărul făcu ochii mari auzind acest nume și se uită să vadă dacă D'Artagnan vorbea într-adevăr cu contele. Îi pare ciudat acest nume, nu-i așa, Raul?" surăse Atos. E numele pe care mi-l luasem când domnul D'Artagnan, împreună cu alți doi viteji prieteni și cu mine, am săvârșit faptele noastre de arme la asediul orașului La Rochelle, sub răposatul cardinal și sub domnul de Bassompierre, care a murit și el mai târziu, Domnul are bunătatea să-mi dea și azi acest nume și de fiecare dată când îl aud, inima îmi tresare de bucurie. Acest nume a fost înconjurat de faimă, zise D'Artagnan, și într-o anume zi a avut parte de o cinstire triumfală. Ce vreți să spuneți, domnule? Întrebă Raul cu tinerească curiozitate. Pe lege mea, nu știu nimic despre asta, mormăi Tos. Ai uitat de bastionul Saint-Gervais, Atos, și de ștergarul din care trei gloanțe au făcut un drapel. Memoria mea e mai bună decât a ta. Eu mi-aduc aminte totul și am să-ți povestesc și dumitale, tinere. Și îi povesti lui Raul de a fi rapăr cele petrecute la bastion, așa cum Atos povestise despre bunicul său. Ascultându-l, tânărul vedea parcă Aievea desfășurându-se înaintea ochilor una dintre acele fapte de arme istorisite de Tasso ori Ariosto din vremile de faimă ale cavalerilor. Dar ceea ce uită să-ți spună D'Artagnan, dragă Raul, vorbi Atos la rândul său, este că spada lui trecea printre cele mai temute din timpul său. Braț de fier, pum de oțel, ochi ager, privire scânteietoare, iată cu ce și întâmpina el dușmanul. Avea 18 ani, abia 3 ani mai mult ca tine, Raul, când l-am văzut luptând pentru prima oară și încă împotriva unor oameni încercați. Și domnul D'Artagnan a ieșit învingător, izbucni tânărul, ai cărui ochi se aprinseseră în timpul convorbirii și părea că implora amănunte. Cred că am doborât unul," spuse D'Artagnan, cătând întrebător spre Atos. Cât despre celălalt l-am dezarmat ori l-am rănit. Nu mi-aduc aminte." Da, l-ai rănit. Erai un voinic și jumătate." Eh, și nu m-am prea schimbat," făcu D'Artagnan cu râsul lui de Gascon plin de mulțumire de sine. Nu de mult. Uitătura lui Atos îl făcu să amuțească. Aș vrea să știi, Raul, zise Atos, tu care te socotești priceput în mânuitul spadei și a cărui mândrie ar putea să sufere într-o zi o crudă dezamăgire, aș vrea să știi cât de primejdios e omul care unește în trânsul sângele rece și iuțeala, fiindcă niciodată n-aș avea la îndemână pentru tine o pildă mai grăitoare. Roagă-l mâine pe domnul D'Artagnan, dacă nu-i prea obosit, să aibă bunătatea să-ți arate cum se luptă. La naiba, dragul meu Atos, și tu ești un bun profesor, mai cu seamă în privința însușirilor pe care le lauzi la mine. Uite, Planchet mi-a pomenit chiar azi de acel frumos duel din curtea de la Carmes, cu Lordul de Winter și cu tovarășii lui. Ah, tinere, continuă D'Artagnan. Trebuie să se afle pe undeva pe aici o spadă despre care am spus adeseori că e cea din tâi din regat. Eh, mi-aș fi stricat brațul cu copilul ăsta, zise Atos. Există oameni al căror braț nu se strică niciodată, dragul meu Atos, rosti d'Artagnan, dar care strică pe al multora. Tânărul ar fi vrut să prelungească această convorbire toată noaptea, dar Atos îi atrase luarea aminte că oaspetele trebuie să fie obosit și are nevoie de odihnă. D'Artagnan, politicos, se împotrivi, însă Atos stărui să se retrag în odaia ce se pregătise. Raul îl conduse în chip de gazdă, și cum Atos cugeta că va căuta să rămână cât mai mult cu putință în preajma lui D'Artagnan pentru a-l face să povestească toate vitejile lor din tinerețe, veni el însuși o clipă mai târziu să-l caute și pe lui această seară plăcută, cu o strângere prietenească de mână și cu o urare de noapte bună adresată mușchetarului. Ah, te-ai văzut cu Aramis!" exclamă Atos, privindu-l cu ochiul lui pătrunzător dar ăsta e un adevărat pelerinaj la templul prieteniei, dragul meu, cum ar spune poeții. Mada, mormăi d'Artagnan încurcat. Aramis știi, e rece din fire, urmă Atos, și apoi a fost mereu amestecat în intrigile femeilor. Cred că în clipa de față i e amestecat într-una tare complicată, completă d'Artagnan. Atos tăcu. Nu-i curios, cugetă d'Artagnan în sinea sa. Atos nu numai că tăcu, dar se grăbi să schimbe vorba. Vezi, rosti el, atrăgându-i lui D'Artagnan atenția că ajunseseră iarăși la castel. Ne-am plimbat un ceas și aproape că am înconjurat întreg domeniul meu. Totul te farmecă și mai ales peste tot se simte gentilomul care stăpânește aici, răspunse D'Artagnan. În clipa aceea se auzi un tropot de cal. Eraul care se întoarce, zise Atos. Curând vom avea vești despre sărmana copilă. Într-adevăr, tânărul apăru în poartă și intră în curte, acoperit de praf din cap până în picioare sări de pe cal, îl lăsă în grija unui soi de rândaș și se grăbi să se apropie pentru a-i saluta pe Conte și pe D'Artagnan. Domnul, zise Atos, punând mâna pe umărul lui D'Artagnan, domnul este cavalerul D'Artagnan, despre care mai auzit vorbind adesea Raul. Domnule, spuse tânărul, înclinându-se pentru a doua oară, de asta dată și mai adânc, domnul Conte va rostit numele în fața mea, ori de câte ori a vrut să dea o pildă de gentil gentilom, cutezător și generos. Acest mic compliment a avut darul să-l miște pe D'Artagnan până în fundul sufletului. Întinse mâna lui Raul și spuse: Tânărul meu prieten, toate cuvintele de laudă auzite despre mine trebuie întoarse domnului Conte, pe care îl vezi aici. Dânsul m-a educat în toate privințele și nu-i vina sa dacă elevul s-a dovedit atât de neîndemânatic. Dar va fi răsplătit prin tine, sunt încredințat, îmi place felul cum te porți, Raul, și politețea ta m-a mișcat. Atos rămase mai încântat decât s-ar putea spune, se uită cu recunoștință la D'Artagnan, apoi cătă spre Raul cu unul dintre acele zâmbete ciudate de care copiii sunt mândri atunci când le pătrund înțelesul. Acum, cugetă D'Artagnan, căruia nu-i scăpase jocul mut de pe chipul prietenului său, nu mai am nicio îndoială. Ei bine, zise Atos, sper că accidentul n-a avut urmări. Nu se știe încă nimic, domnule. Din pricina umflăturii, Doctorul nu s-a putut pronunța, dar se teme să nu fie atins vreun nerv. De ce n-ai mai rămas în preajma doamnei de saint Remi? M-am temut că nu voi putea fi devreme la cină, domnule, răspunse Raul, și vă voi face să mă așteptați. În clipa aceea, un băiețaș îmbrăcat pe jumătate țărănește, pe jumătate ca un lacheu, veni să-i poftească la masă. Athos, își conduse oaspetele într-o încăpere nespus de simplă, ale cărei ferestre dădeau într-o parte spre grădină, iar în cealaltă spre o seră, unde creșteau flori neînchipuit de frumoase. D'Artagnan aruncă o privire asupra serviciului. Tacâmurile erau minunate. Vechea argintărie a familiei se vedea cât de colo. Pe o policioară se afla un superb vas de argint și D'Artagnan se opri să-l privească. Ah, e lucrat dumnezeiește!" exclamă el. Da, întări Atos!" o capodoperă a unui mare artist florentin numit Benvenuto Cellini. Și bătălia înfățișată aici e bătălia de la Marignan. E momentul când unul dintre strămoșii mei întinde propria spadă lui Francis care și-o frânsese pe a sa. Cu acest prilej, Enguer de la Fer, bunicul meu, a primit titlul de cavaler de Saint Michel. Afară de asta, după 15 ani, regele, care nu uitase că a luptat trei ceasuri în șir cu spada prietenului său, Enguerrand, fără ca ea să se frângă, i-a dăruit acest vas, precum și o spadă, pe care poate ai văzut-o odinioară la mine, lucrată și ea tot cu atâta măiestrie. Era vremea unor uriași, rosti Atos. Noi suntem niște pitici pe lângă cei de atunci. Dar să ne așezăm la masă, D'Artagnan. Ei tu, se întoarse Atos către micul lacheu care tocmai servea supa. Cheamă-l încoace pe Harlo. Copilul ieși și, după o clipă, slujitorul cu care cei doi călători vorbiseră la sosire, să-i vie în prag. D'Artagnan se uita la atos cu admirație crescândă. Se plimbau pe o alee umbrită și înmiresmată, prin frunzișul căreia a străbătea pieziș câte o rază a soarelui nasfințit. Una din razele aurii lumină chipul lui atos, și ochii lui răspândeau parcă și ei în jur lumina molcomă și blândă a înserării ce se așternea. Pe neașteptate, d'Artagnan se gândi la Miladi. Și ești fericit!" întrebă el. Ochiul scrutător al lui Atos îl pătrunse până în fundul sufletului și păru să-i citească gândurile. Atât cât e îngăduit unei făpturi de-a lui Dumnezeu aici, pe pământ. Dar spuneți gândul până la capăt, D'Artagnan, căci mi l-ai spus doar pe jumătate. Ești teribil, Atos. Nimic nu ți se poate ascunde, murmură D'Artagnan. Ei bine, da, aș fi vrut să te întreb dacă nu trăiești câteodată clipe neașteptate de groază, da. Are mușcări? Continua Atos. Să-ți sfârșesc eu vorba, prietene. Da și nu, n-am remușcări, fiindcă femeia aceea cred că merita pedeapsa pe care a primit-o. N-am remușcări, fiindcă dacă i-am fi cruțat viața, ea și-ar fi dus mai departe opera distrugătoare. Dar asta nu înseamnă, prietene, că sunt convins că aveam dreptul să facem ce-am făcut. Poate că orice vărsare de sânge cere o ispășire. Ea a ispășit și e cu putință să ne vină și nouă rândul să-i spășim. De vreo câteva ore am gândit și eu la fel ca tine, Atos, rosti d'Artagnan. Femeia asta avea un fiu? Da. Ai auzit vorbindu-se vreodată de el? Niciodată. Trebuie să aibă 23 de ani, murmură Atos. Mă gândesc adesea la acest tânăr d'Artagnan. Ciudat, eu am uitat cu totul de el. Atos zâmbi melancolic. Dar despre lordul de Winter mai știi ceva? Știu că se bucură de mare trecere pe lângă Carol Pasa semne că i-a împărtășit soarta care e ne nedreaptă cu el în clipa de față. Ascultă, D'Artagnan continuă asta întărește ce ți-am spus adineauri. El a vărsat sângele lui Strafford. Sângele cere sânge. Și regina? Care regină? Doamna Henrietta Angliei, fica lui Henry al El E la Louvre, precum știi. Da, unde n-are aproape nimic din ce-i trebuie, nu-i așa? Pe gerurile cumplite de asta iarnă, am auzit că fata ei, care era bolnavă, a fost nevoită să stea toată vremea în pat din pricina lipsei de lemne. Pricepi una ca asta? Făcu Atos ridicând din umeri. Fica lui Henry Caltăr răftălea să tremure de frig fără o surcică. De ce n-a venit să ceară găzduire oricăruia dintre noi, în loc să-i ceară găzduire lui Mazarin? N-ar fi dus lipsă de nimic. O cunoști, Atos? Nu, dar mama mea a văzut-o pe când era copilă. Ți-am spus vreodată că mama a fost doamnă de onoare a Mariei de Medici? Niciodată. Tu nu obișnuiești să vorbești despre lucruri de astea, Atos. Ah, doamne, așa e, vezi? Trebuie să se ivească un prilej ca să o faci. Portos nu l-ar fi așteptat cu atâta răbdare, surâse D'Artagnan. Fiecare cu firea lui, dragul meu D'Artagnan. În ciuda unui grăunte de vanitate, Portos are minunate însușiri. L-ai mai văzut cumva? M-am despărțit de el acum cinci zile, răspunse D'Artagnan și povesti cu verva și hazui Gascon toată măreția de care se înconjura Portos în castelul Pierfons. Și luându-și peste picior prietenul, nu uită nici de bunul domn Moston. Eu unul, glăsuia Tos, surâzând de această voioșie care îi amintea de zilele lor bune, mă minunez că întâmplarea ne-a adunat la oaltă odinioară și că am rămas tot atât de legați unul de altul, chiar după 20 de ani de despărțire. Prietenia își înfigea adânc rădăcinile în inimile cinstite, Dartanian. Crede-mă, numai oamenii răi tăgăduiesc prietenia, pentru că ei nu o înțeleg. Și Aramis? M-am văzut și cu el, spuse D'Artagnan, dar mi s-a părut rece. Capitolul 16. Castelul Bragelon În tot acest timp, D'Artagnan privea în jur speriat și cu gura aproape căscată, buimac de uimire, într-atât de puțin se adevereau prevederile sale. Atos îl luă de braț și îl duse în grădină. Până e gata masa, spuse el zâmbind, n-ai să te superi, prietene, dacă luminăm un pic misterul care te-a făcut să cazi pe gânduri? E adevărat, domnule Conte, mărturisi D'Artagnan, simțind cum Atos redobândește treptat asupra lui nemărginită superioritate din Atos îl privi cu zâmbetul blând. Mai întâi, dragul meu D'Artagnan, rosti el, acest domnule Conte nu are ce căuta aici. Dacă eu te-am numit cavaler, a fost pentru a te prezenta oaspeților ca să știe cine ești. Dar pentru tine, D'Artagnan, sper să rămân mereu Atos, tovarășul tău, prietenul tău. Ori preferi vorbirea ceremonioasă fiindcă mă iubești mai puțin? O, oh, să mă ferească Dumnezeu! exclamă Gasconul cu una din acele sincere izbucniri tinerești care se întâlnesc atât de rar la un om în puterea vârstei. Atunci, să ne întoarcem la obiceiurile noastre și drept început să vorbim deschis. Totul te uimește aici, nu? În chipul cel mai adânc Dar ceea ce te uimește mai mult, zâmbi Atos, sunt eu însumi, mărturisește Mărturisesc Par încă tânăr, nu-i așa? Și în ciuda celor 49 de ani ai mei, mă recunoști, nu? Din potrivă, făcut d'Artagnan, gata să împingă la culme sinceritatea pe care i-o ceruse Atos Ești de nerecunoscut Ah, înțeleg, murmură Atos cu o ușoară împurpurare în obraj dar totul are un sfârșit, D'Artagnan, nebunia ca și orice altceva. Și apoi mi se pare că s-a petrecut o schimbare și în starea ta. Văd că stai minunat. Casa asta este a ta, bănuiesc. Da, e bruma de moștenire de care ți-am vorbit, știi, prietene, atunci când am părăsit o știrea. Ai parc, cai, echipaje. A tot zâmbi. Parcul are 20 de pogoane, prietene, zise el. 20 de pogoane care cuprind grădina de zarzavat și toate celelalte. N-am decât doi cai, Bineînțeles că nu pun la socoteală și gloaba valetului meu. Echipajele mele se reduc la patru dulăi, doi ogari și un prepelicar. De altfel, toată haita asta făloasă, adăugă tos îndoindu și zâmbetul, nu-i pentru mine. Mada, pricep, zise D'Artagnan, e pentru tânărul de adineauri, pentru Raul. Și se uită la Atos fără să-și poată stăpâni un zâmbet. Ai ghicit, prietene, în cuvință Atos. Și acest tânăr stă împreună cu tine. Ți este fin rudă, poate, Oh, cum te-ai schimbat, dragul meu, Atos! Tânărul acesta, a rosti Atos plin de liniște, tânărul acesta, D'Artagnan, e un orfan părăsit de mamă sa în casa unui sărman preot de la țară. Eu i-am purtat de grijă, l-am crescut. Trebuie că e foarte legat de tine. Cred că mă iubește ca și când i-aș fi tată. Și mai cu seamă foarte recunoscător, nu? Oh, cât despre recunoștință, e reciprocă, zise Atos. Îi datorez tot atâta cât îmi datorează și el. Lui nu i-am spus, dar îți spun ție, D'Artagnan, că îi sunt încă îndatorat. Cum asta? Făcu mușchetarul nedumerit. Ei, doamne, da, el e pricina schimbării pe care o vezi la mine. Mă uscam ca un biet arbore singuratic, desprins cu totul de pământ și numai o profundă afecțiune putea să mă ajute să prind iarăși rădăcini în viață. O amantă? Eram prea bătrân. Prieteni? Voi nu mai erați lângă mine. Ei bine, acest copil m-a făcut să regăsesc tot ceea ce pierdusem. Nu mai aveam curajul să trăiesc pentru mine. Am trăit pentru el. Învățătura înseamnă mult pentru un copil. Pilda însă prețuiește și mai mult. Și eu i-am fost pildă, D'Artagnan. M-am dezbărat de metehnele pe care le aveam, m-am prefăcut dăruit cu virtuțile pe care nu le aveam. Nu cred să mă amăgesc singur, D'Artagnan, dar Raul e sortit să devină un gentil om săvârșit, așa cum la vârsta noastră împuținată mai putem crește domnișoarei de la Valier, făcu îngrijorat atos. Ce s-a întâmplat? întrebară câteva glasuri. Se plimba cu Marcelin, bona ei, prin curte, unde tăietorii de lemne spărgeau butucii când eu tocmai treceam pe acolo călare. Am zărit-o și m-am oprit. La rândui m-a zărit și ea și vrând să sară din vârful unei grămezi de lemne, pe care tocmai se urcase, biata copilă a călcat în gol și n-a mai putut să se ridice. Cred că și-a scrântit piciorul și se depărtă zorit, ținându-se tot lângă ușa trăsurii și privind țintă înăuntru. O, Dumnezeule, exclamatos. Și mamei ei, doamnei de saint Remi, i s-a dat de știre? Nu, domnule, doamna de saint Remi se află la Blois, unde ține tovărășie doamnei ducese d'Orléans. M-am temut că primele îngrijiri ce i s-au dat n-au fost prea dibace și am alergat în coace, domnule, să vă cer sfatul. Trimite repede pe cineva la Blois, Raul. Sau mai bine, ia-ți calul și du-te chiar tu, Raul se înclină. Și Louise, unde e? Continuă contele. Am adus-o cu mine aici, domnule, și am lăsat-o la nevasta lui Șariot, care până una alta a pus-o să țină piciorul în apă rece. După această lămurire, care le dăduse prilejul să se ridice, oaspeții lui Atos cerură îngăduința să plece. Singur bătrânul duce de barbe, îngrijorat ca un părinte, în virtutea unei prietenii de 20 de ani cu casa de la Valier, rămase să o vadă pe micuța Louise, care plângea, și care, zărindu-l pe Raul, își șterse îndată ochii ei frumoși și zâmbi. Ducele propuse să o ducă pe micuța lui la Blois cu trăsura lui. Ai dreptate, domnule Rostietos. Așa se va afla mai curând alături de mama sa. Cât despre tine, Raul, sunt convins că te-ai purtat cu nesăbuință și că totul s-a întâmplat din vina ta. Oh, nu, domnule, nu, vă jur, strigă fata, în timp ce tânărul păli la gândul că el a pricinuit poate această nenorocire. Oh, domnule, Vă asigur, murmură Raul. Asta însă nu te împiedică să te duci la bloi, continuă contele cu bunătate, să prezint scuzele tale și ale mele doamnei de Saint-Rémy și după aceea să te întorci. Chipul tânărului se îmbujoră, ceru din ochi îngăduința contelui, apoi luă în brațelei puternice pe micuța copilă, al cărei obraz îndurerat și zâmbitor îi se lăsă pe umăr și o așeză în cetișor în pe urmă sări în cu eleganța și ușurința unui călăreț încercat, îi salută pe Atos și pe D'Artagnan. Ciudat! Atos aproape că nu îmbătrânise. Ochii lui frumoși, lipsiți de cearcănele pe care le așterni nopțile de petrecere, păreau mai mari și mai luminoși ca niciodată. Chipul, puțin alungit, câștigase în măreție, pe cât pierduse din neastâmpărul înfierbântat de altădată mâna-i minunat de albă și nervoasă ca întotdeauna, deși mai moale acum, ieșea la iveală de sub manșeta de dantelă ca o mână zugrăvită de penelul lui Tizian, or Van Era mai zvelt decât în trecut, iar umerii largi și bine proporționați mărturiseau o forță puțin obișnuită. Pletele negre, presărate doar aici și colo de câteva fire cărunte, îi cădeau în valuri pe umeri. Glasul îi suna plin de tinerețe, ca și când ar fi avut decât 25 de ani iar dinții minunați și fără vreo știrbire, care își păstraseră întreaga albeață de odinioară, dădeau un farmec de nespus zâmbetului său. Oaspeții contelui, dându-și seama totuși din răceala abia simțită a discuției că cei doi prieteni ard de dorința să rămână singuri, se folosiră de toată arta și politețea de pe vremuri ca să-și pregătească pe încetul plecarea. Lucru de o deosebită însemnătate în lumea mare, atunci când e vorba într-adevăr de oameni din lumea mare. Deodată răsunară în curte niște lătrături de câini și câțiva dintre oaspeți spuseră într-un glas. Ah, s-a întors Raul! Atos se uită la D'Artagnan, de parcă ar fi pândit curiozitatea pe care acest nume trebuia să-i o stârnească. Numai că D'Artagnan nu pricepea încă nimic, întrucât nu-și revenise încă din uimire. De aceea se întoarse aproape mecanic în clipa când un tânăr chipeș, de vreo 15 ani, îmbrăcat simplu, dar cu un gust de săvârșit, apăru în ușa salonului, scoțându-și cu grație pălăria împodobită cu lungi pene roșii. Apariția acestui nou personaj, cu totul neașteptat, îl surprinse. O întreagă lume de gânduri îi se înfiripă în minte, lămurindu-i prin mijlocirea pătrunderii sale, schimbarea lui Atos, care până atunci îi se păruse de neînțeles. O ciudată asemănare între gentilom și tânărul cu pricina ilumină taina acestei vieți regenerate. Și era numai ochi și urechi. Te-ai întors, Raul?" întrebă contele. Da, domnule," răspunse respectuos tânărul, și am dus la bun sfârșit însărcinarea ce mi-ați încredințat." Dar ce ai, Raul?" zise Atos cu căldură. Ești palid și îmi pari îngrijorat." Micuței noastre vecine i s-a întâmplat o nenorocire," răspunse tânărul. Printre zăbrelele gardului se vedeau straturi de zarzavad bine îngrijite, o curte destul de mare, în care tropăiau cai de călărie purtați de frâu de către slujitori în felurite livrele și o trăsură la care erau înhămați doi cai. Ori ne înșelăm noi, ori ne-a înșelat țăranul ăla, zise D'Artagnan. Atos nu poate să șada aici. Dumnezeule! Oare să fi murit și un altul cu același nume să stăpânească proprietatea asta? Descalecă, planșet, și du-te de întreabă. Mărturisesc că eu n-am curajul să o fac. Planchet sări din șa. Vei spune, urmă d'Artagnan, că un gentilom aflat în trecere pe aici dorește să aibă cinstea de a saluta pe contele de la fer și dacă socotești o mulțumitoare de slușirile ce ți se dau, ei bine. Atunci poți să-mi rostești numele. Planchet, purtându-și calul de frâu, se apropie de poartă și trase clopotul. Un slujitor cu părul alb și cu spinarea dreaptă, în ciuda anilor săi, se ivi îndată. Aici locuiește contele de la Fer, întrebă Planchet. Da, domnule, aici, răspunse slujitorul, care nu purta livrea, un senior care a slujit în armată, întocmai, și care avea un slujitor numit Grimau, continuă Planchet, prevăzător ca totdeauna, socotind că n-a căpătat încă destule de slușiri. Domnul Grimau nu e acum la castel, zise bătrânul, oarecum nedumerit de aceste întrebări, măsurându-l pe Planchet din cap până în picioare. Ei exclamă Planchet cu fața strălucind de bucurie. Chiar pe contele de la fer îl căutăm. Deschidem, te rog, aș dori să vestesc domnului conte că stăpânul meu, un gentilom, unul dintre prietenii săi, se află aici și ar vrea să-l salute. De ce n-ai spus de la început? mormăi bătrânul, deschizând poarta. Dar stăpânul tău unde-i? În urmă, vine îndată. Bătrânul deschise poarta și apucă înaintea lui Planchet. Acesta i-a făcut semn lui D'Artagnan care, cu inima bătând, intră călare în curte. Când ajunse în fața intrării, Planchet auzi un glas dintr-o încăpere de la catul de jos. Ei bine, unde e acest gentil om și de ce nu l-ai condus încoace? Glasul ajunse până la D'Artagnan, trezindu-i în inimă mii de simțăminte, mii de amintiri uitate. Descălecă iute, în timp ce Planchet, cu zâmbetul pe buze, păși către stăpânul casei. Păi, eu îl cunosc pe flăcăul ăsta rostiatos, arătându-se în prag. Da, domnule Conte, mă cunoașteți și eu vă cunosc la fel de bine. Eu sunt Plancet, domnule Conte. Plancet, știți? Devotatul slujitor al lui D'Artagnan nu fu în stare să mai scoată o vorbă, căci rămase înmărmurit de înfățișarea neașteptată a gentilomului. Cum? Plancet, strigă Atos. Asta înseamnă că D'Artagnan e aici? Iată-mă, prietene, iată-mă, scumpul meu Atos, D'Artagnan aproape împleticindu-se. La aceste cuvinte, o vădită emoție se zugrăvi pe fața chipeșă și calma lui Atos. Se avântă către D'Artagnan fără să-l piardă din ochi și îl strânse cu drag în brațe. D'Artagnan, venindu-și puțin în fire, îl îmbrățișă și el cu o bucurie care îi umplu ochii de lacrimi. Atos îi luă mâna, strângându-i în mâinile sale și îl duse în salon, unde erau adunate mai multe persoane. Toată lumea se ridică în picioare. Vă prezint pe cavalerul D'Artagnan, locotenent de mușchetari ai majestății sale, Rosti atos, un prieten devotat și unul dintre cei mai vitezi și mai inimoși gentilomi din câți am cunoscut vreodată. Potrivit obiceiului, D'Artagnan primi salutul binevoitor al celor de față și se strădui să răspundă la fel, apoi luă loc și, în timp ce convorbirea întreruptă pentru scurtă vreme redeveni generală, se apucă să-l cerceteze pe atos. Da, recunosc cu D'Artagnan totul e adevărat ca și cuvântul Evangheliei, numai că își va fi pierdut toate aceste însușiri din pricina unui singur cusur. Mi-aduc aminte, glăsui Planchet. Îi plăcea să bea, ori mai degrabă bea, dar nu era un băutor ca alții. Ochii lui nu spuneau nimic atunci când ducea paharul la gură. Într-adevăr, niciodată nu s-a pomenit tăcere atât de grăitoare. Cât despre mine, mi se tot părea că laud murmurând, Hai de licoare, vino și scapă-mă de necazuri. Și cum se pricepea să sfărâme piciorul unui pahar Ori gâtul unei sticle Nimeni nu se putea măsura cu dânsul în privința asta Eh, yeah, continuă D'Artagnan Iată ce tristă priveliște ne așteaptă astăzi Acest nobil gentilom cu ochiul lager Acest chipeș cavaler atât de strălucitor sub arme De care te mirai întotdeauna că ține în mâna doar o simplă spadă În loc de un baston de comandant E, yeah, pe semne că a devenit un bătrân gârbov cu nasul roșu și cu ochii lăcrimoși. O să-l găsim tolănit undeva în iarbă și el o să ne cerceteze cu privire stinsă. Ba poate că nici nu o să ne recunoască. Dumnezeu mi-e martor, planchet, rosti d'Artagnan, aș da bir cu fugiții numai să nu văd această întristătoare priveliște, dacă n-aș ține să-mi dovedesc respectul față de umbra măreață a gloriosului conte de la Fer, care ne-a fost atât de drag. Planchet clătină din cap, fără să scoată o vorbă, se vedea limpede că împărtășește temerile stăpânului său. Și apoi reluă D'Artagnan, decăderea, fiindcă Atos e bătrân astăzi, poate și mizeria, căci prea puțin i-a păsat de bruma lui de avere și păcătosul de grimaud, mai mult ca oricând și mai bețiv decât stăpânul său. Uite, planșet, toate astea am sfâșie inima. Mi se pare că am și ajuns, că i și aud vorba îngălată și că-l văd clătinându-se pe picioare, zise planchet cu milă. Singura am -mi teamă, mărturisesc, e ca Atos să nu primească propunerile mele într-o clipă de înflăcărare războinică, zise D'Artagnan. Pentru Portos și mine ar fi o mare nenorocire și mai ales o cumplită încurcătură. Numai că, de îndată ce o va lua razna, o să lăsăm singur, asta e tot. Când își va veni în fire, o să înțeleagă. Oricum, domnule, zise planchet o să ne lămurim curând, căci cred că zidurile înalte de colo, împurpurate de asfințit, sunt zidurile orașului Blois. O, oh, cum nu, adeveri omul! Cum nu, domnule, chiar așa să faceți, în loc să vă omorâți vremea după vitele astea moșcăite? Mergeți doar o jumătate de leghe și o să zăriți un castel în dreapta. De aici nu se vede, stă pitulat după un șir de plopi. Dar nu-i castelul Bragelon, ci la valier. Dumneavoastră mergeți mai departe. Cam la vreo trei bătăi de pușcă, de acolo se află o casă mare, albă, acoperită cu țiglă, clădită pe un delușor umbrit de niște sicomori uriași. Castelul domnului Conte de la Fer. Și jumătatea asta de lege e lungă, întrebă D'Artagnan, căci nici legea nu-i peste tot la fel în frumoasa noastră Franță. Cale de zece minute, domnule, pentru fugarii dumneavoastră. D'Artagnan mulțumit țăranului și dă dupinte în calului. Apoi, tulburat fără voie, la gândul că va revedea pe acest om ciudat, care îl îndrăgise atâta și care contribuise atâta cu sfaturile și cu propria ei pildă la educația lui de gentilom, încetini goana treptat-treptat și își urmă drumul cu capul în piept ca un visător. Planchet găsise și el în întâlnirea cu țăranul și în purtarea acestuia un prilej de adâncă îngândurare. gândurare. Niciodată, nici în Normandia, nici în Franche-Comte, nici în Artoas, nici în Picardia, tot locuri pe unde îl purtase viața, nu întâlnise țăran cu atâta cum se atâta bunăvoință, graiul acesta curat. Li se părea mai degrabă că i-a ieșit în cale un gentilom, partizan al frondei ca și el, care, dintr-o anume pricină politică, era nevoit să umble travestit, întocmai ca și el. La cotul drumului, potrivit spuselor țăranului, castelul Lavalier, să-i vii în ochii călăreților. Apoi, un sfert de leghe mai încolo, casa cea albă, încadrată de sicomori, se desenă pe fondul unui desiș de copaci pe care primăvara presărase o ninsoare de flori. La această priveliște, Dartania, care de obicei nu se prea emoționa, simți o tulburare ciudată săgetându-l până în adâncul inimii. Într-atât de puternice rămân pentru toată viața amintirile tinereții. Planchet, care nu avea aceleași temeiuri să se simtă mișcat, era tare nedumerit să-și vadă stăpânul atât de tulburat și se uita când la D'Artagnan, când la casa cea albă. Mușchetarul mai merse puțin și se găsi înaintea unui gard de fier, lucrat cu priceperea meșterilor din acea vreme. Tot ce se poate, în cuvință D'Artagnan, iar turnulețele ascucite și sculptate ce se zăresc colo jos, în stânga, în pădure, aduc la înfățișare cu ceea ce am auzit despre Chambord, Intrăm în oraș? întrebă Planchet. Firește ca să cerem lămuriri. Domnule, dacă intrăm în oraș, vă sfătuiesc să gustăm din smântână cea atât de lăudată, care din nenorocire nu se aduce la Paris și o găsești numai aici. Ei bine, fi liniștit, o să o facem și pe asta, făgădui D'Artagnan. În clipa aceea, o harabă greoaie, trasă de boi, din cele care transportă lemnul tăiat în mândrele păduri ale ținutului până în porturile loiei, Ești într-un drumeag vrăstat de urme de roți, pe drumul pe care mergeau cei doi cavaleri. Un om pășea pe lângă car, ținând în mână o strămurare cu un cui în capăt, cu care mai zorea pasul domol al boilor. Hei, prietene!" îi strigă plancet. Cu ce vă pot fi de folos, domnilor?" răspunse țăranul în graiul curat, propriu oamenilor de prin partea locului și care ar fi dat de rușine pe puriștii din piața Sorbonei și de pe strada universității. Căutăm casa contelui de la Fer, zise D'Artagnan. N-ai auzit acest nume printre numele seniorilor de pe aici? Țăranul se descoperi pe dată și răsp, capitolul 15. Două chipuri de înger. Era cale lungă de mers, dar D'Artagnan nu și făcea griji. Știa că ai odihnit și sătui după acest popas în grajdurile îmbelșugate ale seniorului de Braceo. Așa că porni încrezător să calce cele patru-cinci zile de drum, urmat de credinciosul planșet. Precum am mai spus, ca să nu-i mai cuprindă urâtul, mergeau amândoi alături și sporovăiau împreună. Treptat, treptat, D'Artagnan lepădă aerul stăpânului, iar planșet ieși cu totul din pielea servitorului. Era un pișicher fără de pereche, unul care, ajungând să-și încropească o stare mai acătării, cătase adesea după chilipirurile de odinioară, ca și după vorbirea și tovărășia strălucitoare a gentilomilor, și care, știind că are meritele sale, suferea să ruginească printre cei cu vederi înguste. Se ridică deci numai decât, la rangul de confident, al celui căruia îi mai spunea încă stăpân. Dar nu-și mai deschisese inima de ani și ani de zile. Astfel, regăsindu-se, acești doi oameni se înțelegeau de minune. De altfel, Planchet nu era un oarecare tovarăș de aventuri. Se dovedea un bun sfetnic nu căuta primejdia, dar nici nu dădea înapoi în fața ei și D'Artagnan avusese de multe ori prilejul să se convingă de asta. În sfârșit, fuzese soldat și armele nobilează. Apoi, mai presus de toate, dacă Plancet avea nevoie de D'Artagnan și D'Artagnan avea nevoie de Plancet. Așa că ajunseră la Blaisoa aproape buni prieteni. Pe drum, clătinând din cap și întorcându-se la gândul cel frământă fără încetare, D'Artagnan zise... Știu bine că stăruința mea pe lângă Atos nu are rost și e zadarnică, dar sunt dator să mă port astfel cu vechiul meu prieten, un om cu darurile celui mai nobil și mai generos dintre oameni. O, oh, domnul Atos era un gentil om fără de pereche, întări Planchet. Nu-i așa? întrebă D'Artagnan. Zvârlea banii cum pică grindina din cer, continuă Planchet și mânuia spada ca un rege. Vi-l mai aduceți aminte, domnule, în duelul cu englezii din curtea de la Carmes? Știi, tare măreț și chipeș mai era domnul Atos în ziua aceea, când și-a prevenit potrivnicul. Mi-ai cerut să-ți spun numele meu, domnule, cu atât mai rău pentru dumneata, căci voi fi silit să te ucid. Eram în preajmă și l-am auzit. Sunt în tocmai cuvintele sale. Și cum l-a fulgerat cu privirea, domnule, în clipa când l-a străpuns, precum spusese și când bietul om s-a prăbușit la pământ fără să zică nici pis. O, domnule, vă repet, era un gentil om fără de pereche.